Ne apropiem de ultima sesiune de astăzi. Vă invităm cu drag să intrați în sală, să vă ocupați locurile la masă și să luptați contra sentimentului de somn. Da? Știu că am mâncat și după ce mâncăm, cel mai bun lucru la prânz, după ce mănânci, e să tragi un pui de somn. Dar o să rămânem, nu pui, oameni maturi în continuare ca să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Vă amintim că și mâine dimineață fratele Nelu Poienar va fi împreună cu noi și vom continua, așa că Dumnezeu să-l binecuvinteze la 73 de ani. Uitându-mă la dânsul, am zis, Doamne, am viitor și eu, slavă Domnului. Aleluia! Mai ales că este mai micuț de statură și pe mine, mie îmi place tare mult asta. Mie și mai mult că la același nivel. Aleluia! Nu uitați că esențele tari se pun în recipiente mici. Ce să zicem și noi, ne mângâiem, nu? Sigur, asta e mângâierea. Doamne ajută, frate. Amin. Ok. Amin. Unde-i Vasi? Vasi a părăsit. Ah, ok. Da, sigur că da. Așa mi-a zis, că mă pune pe deschis. Hai să vedem, probă. 10. Vasile a părăsit postul, gata. A venit. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Să vă fie de bine. Mulțumesc foarte mult. Masa a fost foarte bună și gustoasă. Și bucătăria sa bună. Mulțumim. Mulțumim că ați venit și dumneavoastră. Ok, mergem mai departe, dragilor. Suntem în criză de timp sau să văd dacă suntem chiar în... Mergem tot legat de comunicare, ceea ce vă prezint aici. Fiți sigur că nu reprezintă totul, doar câteva lucruri esențiale pentru comunicare. Așa cum ați văzut, comunicarea eficientă este aptitudinea de a împărtăși deschis, unu, și în profunzime. Da? Dacă vrem o comunicare eficientă, nu de suprafață, atât soțului cât și soției dumneavoastră, lucruri care au importanță pentru, ziceți, dumneavoastră, mă opresc. Veți fi de acord cu ce spun eu? Că eu, Alin și noi, bărbații Florin, avem niște lucruri foarte importante. Și eu le spun soției mele, dragi. Eu pot să spun, și care-i treaba? Pentru mine sunt foarte importante, dar pentru ea... Cu cine vorbeam eu tot cu un păstorel pe aici, apropo de cumpărături? Cu tine, da? Așa, vorbeam noi, apropo de cumpărături. De exemplu, soția mea dragă, când mea la cumpărături, ea spune, da, îmi șa de bine. Foarte bine, iubire, n-ai problemă. Niciodată nu ai spus că, zice, mă, dar tu chiar nu îmi spui, mama, cum ești, ești bine, nimic absolut. Și pentru ea este important să-i spun ce? E bine, iubita, așa de bine. Și într-o zi, nu știu ce am observat, așa un pufuleț ca de regulă, nu ce mare. Și spune, în sfârșit, Doamne, mulțumesc că a văzut și el la mine că am un puf pe haină. Adică, ce este important pentru ea, poate nu este important pentru mine, nu? Ce este important pentru el, nu este important pentru ea. Acum, întrebarea este, cum facem noi aici să ne punem de comun acord? Da? Asta e foarte, foarte important. Ce ziceți? Îmi plac întrebări de provocare, se cheamă. Comunicăm și cum? Da, vedeți încă o treabă. Și cu, o să, anticipez că mâine probabil nu o să avem prea mult timp legat și de limbajele trupului. Sigur că da, e foarte greu, este aceeași problemă. De ce om oare zice, bă, nu știu că nevastă mea nu răspunde, o îmbrățișez, ia ce mulțumesc, e pasivă, dar la altele e foarte activă, să mă ajuți la treabă, să fac. Alții au alte probleme, înțelegi, și cum facem? Hai să vă dau un exemplu. Tot profesorul meu de consiliere, amândoi erau engleși, mi-aduc aminte, ne-a spus o întâmplare, tot din psihoterapie. Un cuplu se duce la psihoterapie, el era mai bolovan, iertați-mi expresia, că nu-i de-al nostru, e din Anglia, înțelegeți voi? Și nu îmbrățișa, nu nimic, înțelegeți? Și a început să spună care-i treaba. No, și zice, ăsta, ce lecție practică să-i dau? Și spune, domnul, uite, știi de ce e problemă? Soției tale lipsește ceva. El n-a realizat. Și sunt convins, bolovanul nici n-a realizat, nici după ce a plecat. Da, să vedeți, știi? Și uite, ce ar trebui dumneata? Vreau să-ți dau o lecție practică. Cum ar trebui să procedezi tu cu soția ta? Își cere permisiunea de la el, în mod politicos.
îmbrățișează pe doamna, o sărutăși pe frunte și spune: Doamne, te rog, dacă chiar vrei să refaci relația, încearcă să faci lucrul acesta măcar de două ori pe săptămână. Bolovanul spune: bine, domnul, o să o aduc la masă de două ori pe săptămână. Ați priceput? Și vă garantez că funcționează și în cadrul creștin. Domne, nu vrem să facem anumiți pași. De ce? Domne, așa e ea. Nu, îi înțeleg problemele. Cât de important e pentru ea să spun asta? Iuga mai avea, poate că v-a și spus o idee, el o spunea, tot de un cuplu care, el era zgârcit de la vorbe. Nu fiți zgârciți, dragilor. La să-i spune: te iubesc, te iubesc, știți? Și spune că tot așa i-a spus la un frate: băi frate, dar de ce nu spui tu soției tale mai des, că asta dorește, să-i spui te iubesc? De el zice bolovanul, zice că știi ceva frate, eu am spus-o odată în viață, dacă îmi schimb părerea, o să-i o spun. Deci ce vreau să vă zic, dragilor, că sunt lucruri reale. Avem atâtea motive după care să ne ascundem, înțelegeți? Numai să nu facem. Întrebare, de unde să vedem schimbare în cuplu? Dacă eu nu vreau să fac pași spre ea, nu? Ea să facă pași spre mine. Deci de aceea am spus, e foarte important pentru dumneavoastră și să vedem pentru celălalt care este. Acum, de regulă, nu avem timp când mă duc la cuplu și am aici câteva formulare, mă uitam, dacă mă interesează, vei pot lăsa. Merg pe 10 trebuințe în viața de cuplu. Sunt minim 10 trebuințe, dintre care dragostea, siguranța, aprecierea, afecțiunea, înțelegeți, sunt 10. Acum, ideea este următoarea. Toți ne naștem cu aceste nevoi, aceste trebuințe. Și bărbații, și femeile, și românul, și americanul, toți avem nevoie de ele. Dar ideea este următoarea. Dacă în familia mea de proveniență biologică mi-a lipsit, spre exemplu, securitatea, siguranța, în mod cert, atenție, când mă căsătoresc, am nevoie de ceva și de cineva care ce să facă? Să-mi dea ce n-am avut la părinți, înțelegeți? Și o fac în cuplu și mai ales la consiliile premaritale. Ca să-i spun lui, să-i spun ei, uite, asta îi lipsește viitorul tău soț. Că dacă te căsătorești și ești tot un individualist, un egoist, nu o să realizezi mare lucru, nu? Este? Dar ne căsătorim să împlinim trebuințe unui celălalt. Asta e foarte important. Mai departe, este de asemenea aptitudinea, deci este o aptitudine de a asculta și de a înțelege lucruri care sunt importante pentru partenerul dumneavoastră. Acum, vedeți, în ce privește ascultarea, noi bărbații nu avem treabă la ascultare. În sensul că noi ascultăm, e ok, dar, atenție fraților, soțiile voastre au nevoie, se cheamă și în consiliere, de ascultare avansată. Cum e asta? Ce ziceți voi? Hai să mă înțelegeți, sigur sunteți ca mine. Eu n-am treabă dacă nevastă mea calcă, vorbesc cu ea, noi n-avem treabă, vorbim, nicio problemă. Chiar și eu am avut asta și am și trebuie să fiu foarte, foarte atent cu iubita mea și încerc. N-am reușit 100%, dar cred că sunt pe drumul bun, înțelegeți? Așa, lucram la calculator și vine ea, tata, hai să spun ceva, spune iubire. Continuăm. Mă asculți? Da, dragă, spune. Nu mă asculți, uite-te la mine. Eye contact. Este, doamnelor, da sau nu? Zic bine? Bărbaților, voi înțelegeți? Cu ce se mănâncă asta? Adică vreau să te uiți în ochii. Corect? Păi atunci când te-ai căsătorit, ce spuneam? Mă uit în ochii tăi, vă tot Bucureștiu. Și acum? Și uitați-vă. Și când vă uitați în ochii, puteți să citiți mânia, puteți să știți că e foarte interesant, eye contact, ochiul. Și uitați-vă, încă o chestie, m-ai întrebat-o, ți-am uitat numele, iartă-mă. Carmen, dragă, m-ai întrebat o chestie. Cum intru eu în lumea a introverta soțului sau a soției? Simplu. Uitați-vă odată la limbajul feței. Repet, dacă nu vă supărați, dacă păstorul se supără pe mine. Curs de consiliere, bine? Unul fundamental, cel puțin, și acolo învățăm. Cât de important este eye contact. Uitați-vă, vă rog frumos, Dumnezeu și ficiorul lui Adam, Cain. Observați? Dumnezeu vine la el cu o întrebare. Pentru ce? Ți s-a posomărât fața. Ce ziceți? De ce i s-a posomărât fața lui Cain? De ce se posomărăște fața soțului vostru și a soțiilor voastre? Vedeți? Posomărât fața, eu zic asta e diagnostic. Așa e? Mergem la cauză. Și care era cauza? Invidia,
Nu? Și ura care avea în inimă. Și Domnul înștiințează, asta e frumos. Vezi ce frumos lucrează Domnul. Bine cu întrebarea aceea frumoasă, pentru ce, pentru ce. Ai grijă, atenționează, prevenția. Păcatul pândește, nu era în el. Tu stăpânește-l. Oameni buni, vin cu o întrebare și doamnelor dragi, putem stăpâni mânia, amărăciunea? Putem sau nu? Da. Știați un lucru? Că n-aveți nevoie mai mult de câteva secunde de mânie, de furie și puteți face o crimă? Este. Asta a fost și la Cain. Ok? N-ai nevoie. Tocmai de aceea învățăm limbajul feței. Și acolo te uiți la ea și spune așa, ascultare avansată, ascult și mă uiți la fața ei. Vine și înainte ca să spună ceva. Eu știu când iubita mea vine la mine să-mi spună ceva bun, știu când am călcat pe bec. Înțelegeți? La limbajul feței. Ok? Hai să ne mutăm în altă parte. Țineți minte de asemenea tot, mergem acum la Iacov și cu socrul Laban. Când a plecat Iacov de la Laban? Cine știe? S-a uitat la fața lui Laban și a văzut că nu mai era ca înainte. Și a zis, dau cu praf de mers, că nu-i de stat aici. Așa e? Acum vreau să vă conduc într-o direcție care e foarte importantă, că vorbim de comunicare. A intrat și printre creștini un coleg de-al meu, trainer, el e român, dar este în Austria, mi-a zis, Nelu, ce facem cu o problemă care văd că a intrat între creștini? Eu nu zic că nu este. Ce facem cu cei care acceptă că e relație toxică și trebuie să ieși dintr-o relație toxică? Adică separare, despărțire. Lasez o întrebare care este extrem de importantă, vorbim de comunicare. Ce facem? Ieșim din relație toxică? Cum vedeți această problemă? Sau care este cauza unei relații toxice? Lipsa de comunicare, ok, țineți cont. Te rog. Deci să înțeleg că v-ați separat, nu? Da, narcisismul, o problemă foarte gravă. Dacă nu uit, vedeți că cei care vreți să mă întrebați, aveți acolo adresa, telefonul și mail-ul și vă trimit materiale. De exemplu, sunt vreo 15 semne a unui narcisist. E foarte greu să-l cunoști. Cum? Da, da, da. E foarte dur. Acum, vezi, problema următoare este. Cum facem față la asta? Eu n-am să îndepen de o suror să meargă cu un narcisist, dar vreau să vă dau ceva biblic. Am lucrat cu un cuplu foarte greu. Eram pe drumul bun, înțelegeți? Și în timp ce eram, mă rugam Domnului. Știți, așa de frumos e când te rogi Domnului, nu există ca Domnul să nu dea răspuns și soluții. Și dintr-o dată am gândit la soția lui Nabal. Ați citit despre ea? Nu am timp acum. 10 lucruri formidabile în viața unei femei ca Abigail. Este extraordinar. Și întrebarea mea, doamnelor, cum a putut, că ăsta era narcisist născut, înțelegi, soră? Cum a putut să trăiască cu un nebun? Avea tot dreptul să iasă din relație, deci eu nu dau sfaturi aici, că n-am voie nici în consiliere, dar aici. Însă ceea ce vreau să vă spun pentru mine este extrem, extrem de important. Uitați-vă foarte bine în momentul în care, deci asta era modul normal al lui Abigail, sunt fel convins. A fost femeia care și-a salvat casa. Cum? Sunt sigur, modul ei de comportament avea ceva special în ea, nu că era frumoasă la chip, frumoasă la caracter, doar câteva, dacă am timp și îmi rămâne, cum? Îl avea pe Domnul, toate le avem pe Domnul. Numai că, soră dragă, unii le avem mai puțin, așa, alții mai mult, Abigail era formidabilă. Acum, să știți că sunt doamne și nu o să supăr pe nicio doamnă dacă mă închin și îmi cer iertare de la voi, doamnelor, dar sunt femei în lume care sunt mult mai drăguți, să înțelegeți voi, ca multe din biserici. Probabil ce am discutat până aici, să venim într-un cadru mai bun, moral și așa mai departe. Dar mergeam pe ideea următoare. Spuneți-mi, vă rog frumos, amărăciunea este toxică. Cine o are? Eu ridic mâna în curajul. Am mărturisit la sora aici, asistentă care o aveți voi.
Spuneți-mi, vă rog, avem o expresie și eu am avut-o. Nervi. E toxic? Arătați-mi în Biblie unde spune nu mai fiți nervoși. Noi am... Deci nu-i vorba de nervi acolo. Mânie. Observați, noi am modernizat cuvântul ăsta. Așa, ai nervi, sunt nervos. Nu spun sunt mânios, sunt plin de amărăciune, furie, toate acestea. Dragilor, sunt cel mai bun exemplu pentru voi. Domnul meu este martor, spuneam la Claudia. Ok? Cum gestionăm emoțiile? În comunicare, vreți, nu vreți, comunicați și emoțiile voastre. Apropo de ce vă spuneam și de doamnă, da? Foarte important. Repet, îmbrățișarea poate să rezolve pe de-o parte. Dar, ok, eu sunt extrovert, jet by jet, cum mă vedeți. Coleric, holeric, dacă vreți, da? Ok? Îmi dau seama de temperament, am citit o carte, asta e fantastică, Temperamentele sub controlul Duhului Sfânt. Asta m-a prins Domnul, aleluia, și mi-am dat seama cât de coleric o fi, câte puncte slabe am acolo, Duhul Sfânt te ajută. Acum, cât de coloric sunt, am mers pe ideea, nervii nu pot să-mi iară, deși uneori, I'm sorry, o dau în bară pe românește, dar mi-am dat seama că zic, mă, e mai bine ca să tac și țineam în mine. Ascultați-mă foarte bine, nu țineți în voi, că se transformă în amărăciune și vă crește tensiunea. Eu sunt hipertensiv, genetic, după mama. Și tot îmi iau pastile și vă spun cea mai frumoasă veste care ați auzit-o. Apropo, te fac mai gelos acum, da? La 73 de ani ai mei, tensiunea mea este mult mai bună ca acum 10 ani, ca acum 10 ani în urmă. Înțelegeți? Ghiciți de ce? Eram toxic. Îmi înghițeam, tarți-mi expresia, în ghilimele, îmi înghițeam propria vomă. Mă înțelegeți? Mă supăram, nu mi-o arătam, mi-o suprimam, mi-o reprimam, ceea ce înseamnă mai grav, sub formă de amărăciune. Și Pavel vine și spune, orice amărăciune, orice strigare, orice fel de precătorie, orice mânie, ce să se întâmple? Să piară. Oameni buni, nu luptați voi cu voi, că nu reușiți, m-a întrebat Claudia, nu e confidențial. Cum să scap fratele de astea? Vă spun cum. Păi eu m-am rugat ani de zile, cam de genul acesta, cum vă rugați și voi. Și acum, voi toți sunteți botezați cu Duhul Sfânt, amin? Voi toți sunteți umpluți cu Duhul Sfânt, amin? Știu sigur, numai că e o chestie foarte importantă aici. Uitați, iau paharul acela, îl umplu cu apă, e plin? E plin. Iau sticla aceea, o umplu cu apă, e plină? E plină. Iau una de jumătate de litru, e plină? Iau una de 2 litri, e plină? Deci Duhul să ne umple la capacitate, cât îl lași. Ok? Înțelegeți ce vreau să spun? Și eu mă rugăm așa, Doamne, ajută-mă să mă golesc de amărăciune. Păi spuneți-mi voi, vă rog frumos, cum poate firea mea veche să scape ea de amărăciune? De răutate, de strigare? Și-a venit un frate unde eu am făcut pregătirea mea teologică, Dallas Bible College, avea program în România, și a venit un profesor de acolo și ne-a spus, a predicat pentru mine, la noi în biserică, cu vreo 10 ani, dacă nu mă șer, și spunea, fraților, nu vă rugați voi ca să vă eliberați de Duhul Sfânt. Voi nu puteți. Păi, oameni buni, m-a zis că într-un somn așa profund. Voi nu puteți. Rugați Duhul Sfânt să vă elibereze. Lăsați-L pe El să vă golească. Și atunci am zis, gata, am găsit soluția. Și m-am dus înaintea Domnului, da? Voi vorbiți cu voi înșivă. Încercați ce bine face. Nu vă dau cuvântul, dar am zis, Nelule, de ce ești tu fraier, mă? Serios, de ce te mâni? De ce te amărăși? La ce te ajută? La nimic! Din contră, complică lucrurile! Doamne, Duhule Sfânt, umplă-mă, te rog! Aleluia! Fii slăvit, Doamne! Și vreau să vă spun ce mi-a dat Domnul, vă dau vouă. O inimă liniștită este viața trupului. Amin? Așa-i? Și o inimă faină înveselește și fața. Haideți, fiți obiectivi. Fața este oglinda sufletului. Da. Fraților, am mai constatat un lucru. Suntem în domeniul ăsta fain al familiei. Ascultați-mă bine, doamnelor, fiți pe fază ce vă zic. Ați observat că noi ne mințim soțiile uneori?
Da, și eu predicator, se miște o Aline, da. Da. Florina o să spună, da? Și ce că, știți, venim de la un comitet, acum aveți comitete faine, dar pe vremea noastră, de la ora 7, când aveam comitet până la ora 12 și se rotva nothing. Nothing. Veneam acasă mai încărcați decât ne-am la drum. Și discutam, nu se rezolva nimic. Veneam acasă. Să uită soția, dragule, ce ai? N-am nimic. Serios? Înțelegeți? Adică încercam să ne ascundem că noi avem ideea noastră. Mă, de ce să mă încarc eu nevasta după ce ea se încarcă foarte repede, de aia multe ce... Mi-e frică să intru în consiliere, stați cu minte. Intrați în consiliere, faceți de asta profesională, că acolo aveți supervizorul cu care să vă descărcați. Da? Înțelegeți? Și atunci este foarte frumos să realizăm un lucru. Când am deschis Domnului, Duhul Sfânt a lucrat și am învățat să fiu bucuros și vesel. Și să nu fim niciodată zi poate prea ideal ca unii care au fost botezați în oțet. Cum ești, frate? Bine. Cum îți merge? Bine. Vii de la serviciu. Scumpă mea, ce faci? Bine. Ce citești acolo? Imediat o să vedeți la crizele, tot în mariaj, foarte fain, se numesc cicluri în cupluri. Wow, ce faine sunt. Apare ciclul nebunie, toți îl avem. I'm sorry, și eu am avut-o asta. Și mi-a spus-o ulterior așa, nu mai vreau să mă mâne niciodată, Doamne. E posibil. Duhul Sfânt la tine, toate lucrurile sunt posibile. Încheia asta cu o idee foarte interesantă, mă urmărește de o bucată de vreme, dragilor. Și vă lase și vouă. Cum este ideea? Noi trebuie să ne transformăm inima asta sau Dumnezeu trebuie să ne dea o altă inimă? De acord, Alex? Suntem de acord toți? Noi încercăm să ne transformăm această inimă. Nu reușiți, vă garantez. Noi încercăm să o cârpim. Dar inima este inima lui Dumnezeu. El a spus, le voi da o inimă nouă. Adică în schimb ADN-ul, în ADN-ul spiritual. Înțelegeți? Și inima aceea e plină de bunătate, plină de dragoste, plină de iertare. Wow, nu-i fain? Și soțul și soția, ba da. Asta ne cere nouă Dumnezeu în comunicare. Și asta spui, Doamne, ia-mi inima asta mea, pentru că eu spun așa, nu suntem nervoși, spun și copiilor mei și ascultați, nici unul nu suntem buni. Sunteți de acord cu ce urmează? Sunteți gata? Toți suntem răi. Eu și voi. Dacă Iisus a spus-o, a spus așa, voi care sunteți răi, stați de vorbă în cuplu și eu mai întreb câteodată, draga mea, spune-mi, cine e mai bun la voi în cuplu? Ce credeți? Păi, frate, Nelu, cred că eu, bla, 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 ok, fain, tu ce zici? Păi, frate, dar uite-ne, eu cred că eu, mă, niciunul, cum mă, niciunul, mă, suntem răi, ok? Și soțul, și soția, dacă acceptăm ce spunea Claudia, foarte bine, Claudia, primul lucru este să recunoști, sunt rău, iartă-mă, Claudia, dacă te-am pus într-o postură nepotrivită. Da? Că așa mi-a zis Claudia, fratele lui, primul pas e să recunoaștem, aleluia, recunoaștem că suntem răi? Fain, mulțumesc. Doamne, eu sunt rău, tu ești bun și tu nu greșești niciodată. Și asta e fain. Și Domnul îți dă inimă bună. Ne mutăm aici, dragii mei. Pentru a avea o relație reușită, aptitudinile de comunicare trebuie învățate. Ele nu apar de la sine. Doamne, te rog să-mi dai aptitudini. Mă, stați cu minți. Mai găsesc unele cupluri și ascultați-mă aici bine, sunt pentru post și rugăciune. Și spune, frate Nelu, am intrat în post, în rugăciune, de ce? Avem conflicte, avem probleme mari, numai Dumnezeu le poate rezolva. Stop! Cum adică? Și întreb așa, Alin, verifică-mă. Băi, ia zic, spune, Dumnezeu s-a căsătorit cu nevastă ta? Nu. Ia spune-mi, soră, Dumnezeu s-a măritat cu ea? Nu. Păi cum să facă Dumnezeu ce trebuie să faci tu? Este? Ajută-mă, postez și mă rog să mă deblochez și să fac pași spre iubita mea și spre mine. Și le învățăm aptitudinile. De-aia mai dă Domnul cu noi de pământ. Aleluia! De-aia ne mai zdrobește. Ziceți bine? Aleluia! De-aia ne mai dă la joale? Da! Mă sună cineva, nu știu dacă ați auzit de misiunea Casa Olarului.
E la noi la Brașov, poate și pe la voi. Pe vremuri la noi, societatea Vestea Bună Misionară, le dădeam Biblie, că veneau multe la noi și le dădeam lor. Și mă sună după vreo 15-20 de ani, frate Nelu, sunt cu tărică, a, mi-aduc aminte, zice, mai aveți Biblie? Nu, frate, zic, uite, nu mai dăm. Dar zice, unde mai sunteți, unde mai lucrați? Misiunea la mine e Vestea Bună. Zic, frate, Casa Olarului. Dar zice, unde aveți misiunea? Zic, la mine acasă. Cum adică la mine acasă? Păi zic, hai să-ți explic. Aici la mine acasă este Casa Olarului. Eu sunt vasul. Și că deodată lui Dumnezeu nu-i place cum sunt eu vasul. Știi ce face? Dă cu mine de pământ. Aleluia. Vă face țăndări și specialistul de tata știe să pună ciob cu ciob și să facă acum un vas mai bun ca înainte. Așa este? Zic, bine? Aceeași treabă cu soția și fraților dragi și surori. Astea sunt scopurile încercărilor în familie. Ok? Unul ne face cioburi. Zice unii așa, frate, cioburi căsnicia mea. Aleluia! Lasă-l pe Domnul acum să rezolve. Nu rezolva tu. Zic bine? Că tu s-ar putea să strici. Stai la dispoziția Domnului. Ne mutăm mai departe. Așa. Ah, stilul tău de comunicare. Le vedeți acolo, vi le citesc, știam că nu o să le aveți, nu le aveți în manual, am avut și o grijă să vă dau pentru fiecare, eu am zis că sunteți vreo 50, da, dacă sunteți, vă le dau toți, ok, lăsați pe mâine. Aici aveți un test, i-am spus Claudie și, Claudie, iartă-mă, acum na, noi am vorbit mai mult așa puțin și la masă, vă dau chestionare și dacă aveți, vă rog, contactați-mă, sunt așa de bune încă vă autoevaluați, ajută la dezvoltare personală. De exemplu, uitați, citiți, atunci când aveți ceva de spus, întrebare, sunteți deschiși și cinstit în nevoia dumneavoastră de a exprima acel lucru? Ok? Adică, am ceva de spus. Spune, dragul meu soț. Nu. Ce se întâmplă? Va fi mai bine sau mai rău? Mai rău. Cum? Da, Alex, este una. Dar dacă spui că sunt mânios, ce zici? Soțule, ce ai? Ne-i greu să spunem. Lasă-mă, sunt puțin cam supărat, mânios. Dragii mei, aici e altă problemă, înțelegeți? Eu am o imagine să vă dau. Astea sunt foarte bune. Gândiți-vă o chestie, eu așa numesc. Știți cum apare cu tremurul? De la plăcile astea tectonice, nu? Când încep să se... Știți când apare cu tremurul în familie? Păi eu stau pe o placă, nevastă-mea pe alta, categoric. Și când ăsta începe puțin să se miște, începe cu tremurul în familie. Sunt semnale, luați-le din timp că ăsta e un cutremur de gradul 1, știi? Și dacă nu e atent, crește la gradul 2 până când se surpă temelia, casa. Ok? Trebuie să fim foarte atenți. Sunt semnale care apar și să prevenim pe cât este posibil să le recunoaștem. Să spui, sunt supărat pe tine, draga mea. Sau pe tine, dragul meu. Și uneori rămâne surprinși de un lucru. Pun ceva care nu e greu, bine? Dar e biblic. Am sorii, doamnelor, acum mă leg de voi. Biblic și nu vă supărați. Cine poate să spună care e boala? În general, dar sunt și bărbați de aceeași boală, care se cheamă exagerare. Și unde-și are originea, cine știe? Mi s-a descoperit acum vreo... Dar tot Biblia, să știți, tot îi dă Biblia. Știți unde? Studiind Scriptura. Mergeți la prima pereche de Eden. Acolo vine diavolul. Când încep să exagerezi. Și observați că vine șarpele, care e mai deștept ca mine, ca voi toți. Ascultați-mă, știe Biblia diavolul, da sau nu? Da. Mai bine ca noi. Am o rugăminte, fiți familii biblice, amin? Că am spus unui tânăr, băi, dacă nu citești și studiezi Biblia, diavolul știe mai bine ca tine, pune mâna, Biblia citește. Și vine diavolul cu situații din Biblie și îți spune. Ok? Și asta este foarte important, să realizăm ce avem de făcut în astfel de situații. Timpul meu zboară și nu vreau să mă țin prea mult la asta, fiți deschis și recunoaște. Ok? Cum recunoști? Care este exagerarea? Șarpele vorbește cu Eva, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați? Ce răspunde doamna Eva? O doamnă, o soră să răspundă. Ce a răspuns sora Eva? Aduceți-vă aminte. Da! A zis Dumnezeu să nu mâncăm și... Nu știți?
nici să nu atingem. Serios? De unde spune doamna Eva exagerează? De la ea. Aici a venit diavolul și nici să nu atingem. Așa este? Exagerare se cheamă. Auzi, dragule, dar tu totdeauna ești așa. Serios, în 15 ani totdeauna e așa sau nu? Auzi, dragule, dar tu totdeauna faci treaba asta. Serios, totdeauna? Sau numai când și când? Mai suntem și noi cu exagerare. Deci cred că aceste probleme foarte grave în cuplu. Voi ce ziceți? Sunt simple? Sunt grave. Așa e? Și vă asigur, când te duci să te mărturisești la un popă, la un pastor, la un consilier, mai și exagerezi, le și umfli așa și spui și ceea ce nu e adevărat. Știți, dar l-am văzut și încerci, cum l-ai văzut, mă? Păi a venit odată supărat și poate că nu era supărat pe tine, dar tu ai dat-o pe seama ta ca să vezi cât de gravă e problema. Atenție foarte mare, de întrebare foarte bună, deschis, cinstit. În nevoia asta. Da, sunteți conștienți atunci când comunicați de faptul că vorbele pe care le alegeți pot să aibă un alt sens pentru interlocutor decât pentru dumneavoastră. De-aia puneți-vă întrebarea. O întrebare. O să găsiți pe aici o periniță, dacă aveți, vă rog, un material moale. Că o să vinem ceva foarte, foarte fain. Se spune terapie în cuplu, o să vă învăț astăzi, că am învățat și eu și tot n-am învățat complet. Cum să nu fii intempestiv în comunicare? Știi ce înseamnă a fi intempestiv? Să intri peste celălalt. El îți vorbește și tu îl întrerupi. Lasă-mă să termine fraza. Am impresia că patru degete erau supus. Vreți să învățați azi lecție? Dar revenim la ea. Da? Pentru că s-ar putea să-ți comunic și tu ești receptorul. Da? Eu sunt transmițătorul. Ești un receptor bun? Ești pe recepție cu mine? Dacă nu, tu ai să interpretezi ce spun eu. Înțelegeți? Am comunicat. Și invers. Și de regulă asta se întâmplă în cuplu. Noi comunicăm și percepem bărbații într-un fel. Zic bine? Doamnele comunică și noi. Și dumneavoastră percepeți altceva. De-aia eu nu vă mai citesc astea. Vi le las. Sunt destul de exemplare, la urmă să le aveți și tot așa le completați împreună. Bine, este un fel de CV din acesta, ne verificăm să vedem cât de mult comunicăm în această privință. Bine, dragilor, vă las că aici apare o problemă. Bun, repet ce am spus la început. Comunicarea este un proces bidirecțional, de la mine spre soție, de la mine. Atenție, cu Dumnezeu aceeași problemă, ok? Eu știu că voi vă rugați foarte mult, ok? Știu, convin. Aici eu sunt gelos pe voi, dar vreau să fiu ca voi. Și la stăruință, și la rugăciune. Noi că și pe Evanghelie mergem tare pe studiu, mai puțin cu rugăciunea. Voi le aveți pe mândouă, cred că nu? Ca să fie echilibru. Ok? Așa? Bun. Cu Dumnezeu este aceeași problemă. Înțelegeți? Când voi vă rugați, când noi ne rugăm, noi spunem lui Dumnezeu. Cel mai mult aici avem noi câștig de cauză. Ne rugăm. Foarte bun. Dacă e bidirecțional, ce vă spune? Acum tu îți faci timp să-ți vorbească Dumnezeu. Cum? Cum? O mâncați? Vă întreb ceva frumos. Aici este o mare grijă. Citiți Biblia împreună cu soție? Acasă? Știți cine e responsabilul numărul 1 la cititul Bibliei? Preotul de familie. Și credeți-mă că nu exagerez. Cele mai multe probleme apar datorită lipse preotului de familie. Rog mult, vă implor, dragilor, da? Frați dragi, îmi sunteți dragi toți frații, intrați-vă în rol. Fiți preoți de familie. Bine? Cu marea majoritate care stau, citim sporadic. Cum să-ți vorbească Dumnezeu? Ești proroc. Și după ce verific eu, să văd prorocul la cât știe Biblia. Rămâneți surprinși că ei nici nu știu Biblia, dar le proroc. Ei prorociță. Îi dă exact călin. Dă-i abanare de Biblie. Oameni buni, cum vedeți voi problema asta? Eu vorbesc cu Dumnezeu în rugăciune, dar Dumnezeu așteaptă să-mi vorbească și El mie. Și când stau de vorbă, știți cât e de fain asta? Am găsit pe cineva aici, zic, wow, îmi place că ești că cu soția poate, frate, ești pensionar, ce-ți pasă? Da, dar e fain. Amândoi venim, ne mai dăm la joale, slavă Domnului.
așa finuț. Dar amândoi citim Biblia, amândoi ne rugăm, soția dragă are uneori întrebări pentru mine. Am meditat la o chestie, fraților, vă întreb pe voi sau pe Doamne. Cum își iubește Hristos biserica? Suntem la comunicare aici. Cum? Tu zici, Doamne, pe cum Hristos biserica? Clar, frate. Și îmi spune mie unul, frate, eu sunt capul familiei. Eu sunt, adică ce înseamnă, mă zic? Păi Hristos e capul bisericii și femeia trebuie să se supună. Clar, ok, da, de acord, ești biblic până aici. Unu. Doi, zic, da, atunci când vorbim de supunerea soției, și fiți atenți ce vă spun, e aceeași problemă și mai mare responsabilitatea mea, de acord cu Domnul? Mă supun eu Domnului? Sau am pretenția nevastă mea? Ce ziceți? Și am constatat, mă puteți ajuta, bărbații care se supun lui Hristos, ascultă de Hristos, au soții care nu trebuie să le forțeze să vină ele. Ele se supun pentru că aici intră acea dimensiune numită dragoste. Supuneți-vă altora în dragostea lui Hristos, bidirecțional, spre Dumnezeu și mine, eu spre Dumnezeu, eu spre iubita mea, ea spre mine. Bine, dragii mei, mâine o să vorbim de timpul de calitate. E, aia a fost o glumă cu shopping-ul, v-ați legat de ea, dar timp de calitate înseamnă aici, timp în care, așa e mamelor, voi hrăniți copiii, bebelușii le dați de mâncare, mai să-și uitați, dar spiritual, cine vă hrănește pe voi? Păstorul la biserică sau soțul acasă? Fraților, Domnul spune să nu vă ocolesc pe voi și nici pe mine, I'm sorry, trebuie să spun, la toate conferințele cu familiile. Cine își hrănește soția? Întrebe un tineră, dragul, el sunt soară acum, în mai are nunta. El zice, mă, tu cum înțelegi acolo? O hrănește, mi-a plăcut. Ce? Păi frate, mă gândesc că Dumnezeu a avut în vedere poate vreo situație în care ea e bolnavă, nu poate să mănânce, să o hrănesc. Mă, n-ai gândit rău? Pregătește-te că nu ce surpriză viitorul. Dar zic, știi ce vrea să spună acolo apostolul Pavel? Tu să hrănești soția ta spiritual, cum Iisus Hristos hrănește biserica spirituală. Frații mei, pe voi vă întreb, sunteți de acord cu asta? Da sau nu? De ce să meargă la păstor și trebuie să meargă la consilier? Trebuie să vină la tine. Tu ești capul. Comunici cu Dumnezeu. Și acolo să se rezolve problemele. Așa e că e bine. Sper că nu vă supărați pe mine și nu o să mă mai chemați pentru asta. Că eu tot vin. Că vă iubesc. Dar este că e foarte important. Asta spun și băieților mei. Băieții lui tata, nu uitați, fiți preoți de familie. Bine, fraților? A doua problemă, dacă plecați cu asta și vă faceți un program, e fain. Să știți că soția mea uneori mă depășește, în ce sens? Eu fiind cu tumultul studiilor așa, spune tata, hai să ne rugăm. Mulțumesc, iubire. Ok? Știți ce vreau să vă spun? Credeți-mă cu regret. Am găsit bărbați care zice, și zic, mă, ce-i cu ăsta? E bolnav. Auzi, frate, de că să spune mie nevasta să vii să mă rog? Păi zic, bă, dar ce asta e o binecuvântare, mă. Eu vorbesc de cadru creștin, oameni buni. Nu? Fiți oricând gata pentru asta. Ne mutăm mai departe. A, dar am nevoie de periniță. Aveți aici o periniță moale, ceva? Moale, moale. Că acum o să vă trec la ceva. Hai să vă spun despre ce vreau să vorbesc acum. E terapie pe care o aplic eu și funcționează, am învățat-o la curs. Vreau ceva mai moale, așa, dacă găsiți pe undeva o periniță, o căciulă moale, nu aia, ceva. Da? Poate găsiți până vorbesc eu. Nu, e prea mare. Haideți să vă spun despre ce este vorba, bine? Uitați ca să știți despre ce este vorba. Și eu am nevoie de asta, am făcut-o. Adică, nu aștept soția să-și termine cuvintele, că eu intru peste ea. Nu așteaptă ea să termine cuvintele, că se întâmplă, dați-mi voi, între noi fiind, nu ne vede nimeni decât noi. Procedați, cine procedează așa? Toți. Toți avem probleme. Așa, e bună, mersi, numai să nu fie tare să spargă capul cuiva. Așa, e, uitați-vă și cu cuplul pe care am... E perfect, asta e bun. Cu cuplul care i-am conciliat, bine a fost pe Zoom, eu am văzut, el vorbea, ea intra peste ea, vorbea și zic, măi copii, stați, ne oprim, sesiunea de astăzi, doar de asta vorbim, să învățăm să vorbim, cum? Pe rând. Și acum, ca să vedeți dumneavoastră, de puțin înapoi te rog,
că asta e vorba, comunicarea, uitați-vă, e vorba de ciclu al comunicării. De ce semnează ciclul comunicării? Eu i-am spus, ea mi-a spus, nu e complet, nu e corect. De ce? Zice, vorbește, ascultă, vorbește, ca și dialogul cuplului, este o tehnică simplă. Oferă fiecare ocazia de a comunica din propriile idei și sentimente. Acum, vă învață să ascultați atenți și doi, să înțelegeți ce spune partenerul dumneavoastră. Ai înțeles? Da, Alex. Te rog. Trebuie să fie înțelegerea totală. Trebuie să te asiguri că a înțeles în tocmai ce a vrut să-i spui. Altfel are loc de interpretare sau a înțeles parțial și va face parțial și invers. Thank you, Alex. Exact asta o să facem acum. O să găsim un cuplu, să nu-i tot solicităm pe ei, așa. Dar atenție, ce o să facem? Acum uitați-vă cum funcționează. Dă mai departe, te rog. Uitați-vă cum funcționează. Oferiți celor întreaga dumneavoastră atenție. Da? Dacă tu asculți pe ea, nu comunici nimic și nu te ocupa de ziar, de calculator, ce am spus eu, doar stai și asculți. Găsiți timp pentru a vă dedica atenție exclusivă celuilalt. Da? Concentrați-vă asupra ceea ce spune. Știu că e greu, dar asta e calitatea comunicării. Bine? Dominați pe rând terenul, atenție. Eu am asta, eu vorbesc acum. Și cine va veni aici în față, va ține asta în mână și atâta timp cât îl are în mână, are dreptul să vorbească. Soția nu are voie să-l întrerupă absolut deloc, înțelegeți? Soția să registreze tot ce spune el, ok? Pentru că el domină. Exprim pe rând opinii, sentimente, nu întrerupeți, am pus în albastru și nu vă exprimați propriile păreri atunci cât partenerul ține... Ați înțeles? Mai departe. Acum e acum. Așa. Mai departe. Acum, după ce spune partenerul tot totul, tu care ai ascultat, ce faci? Îi oferi feedback. Adică tot ce a zis ea, tu trebuie să... Mamă, bărbații, suntem în trouble aici. Vă spun eu, ele țin minte, dar ce facem noi? Da? Suntem în trouble. De ce? Pentru că zice că înainte ca soția dumneavoastră să vă ofere perinița, nu o dau până nu dai un feedback clar în legătură cu ce ți-am comunicat, fără să exprime o sentimente, da? Ea îți oferă numai atunci când este mulțumită de modul care ai înțeles. Adică îi redai tot ce a spus ea și întrebi, așa ai vrut să spui, da, acum e rândul tău să vorbești. Ați priceput? Bun, am nevoie de un cuplu voluntar aici sus. Haideți! Cine vrea de bună voie, nesile de nimeni. Cine mi sunt cei mai simpatici? Carmen, I'm sorry, alege la lor, nu a mea. Gata, hai. Paul? Da, Paul, nu e alegerea mea. Pastorul te-a chemat și simplu. Acum, pentru Paul va fi o problemă, eu vă spun dinainte. Dar o să fie bine. El magazinează bine. Ok. Cine vrea să discute întâi? Tu, Carmen, el. Așa, bravo. Paul, te gândești la o problemă simplă, nu te gândi la lucruri mari, pe care să le spui soției tale. Bine? În timp de 3 minute, nu multe. Ia, asta e a ta, în timp ce vorbești, o ții la tine. Carmen, ai emoții, las că-ți trec repede ție. Așa, că ești extrovertă. Tu-l asculți pe el, n-ai voie să-l întreruperi, înregistrezi ce spune el, nu-i dai perinița la Carmen, Paul, până când nu-ți rede exact ce ai spus tu. Bine? Și după aceea idei? La mine va fi problemă. Vedem? Și după aceea o să spună Carmen problemă. Discutați de orice, spălarea mașinii, curățenia în casă, copii, orice. Bine, Dan? Vă asistăm și ne place asta. Un microfon? Dă un microfon. Păi bineînțeles, să te aude cei din spate, nu știu care e microfonul. Îți dau bine? Ia vezi tu, Alin. Wireless-ul, mai bine wireless-ul, da, te rog că sunt. Un wireless aveți? O băiețe de la... Hai, Vasilic. Uite, vine acum băieții noștri de la... Bun. O să vezi ceva foarte fain. Vă spun că dacă funcționează, zic, bă, copii, așa să vorbiți, nu vă mai interrupeți unul pe altul. Ok? Și atunci 20. Am înțeles ce mi-a transmis. Înțelege ce-i spun. Ok, hai. Ok, dai drum. Mă alege orice subiect, Paul, dragă.
Exact, exact. Asta e ok. Ascultă pastorul. Ia. Aha, trebuie să-i spun un lucru care mă deranjează. Exact. Așa, bun. Bun. Aflăm păi și noi. Nu se poate. E valabil pentru fiecare familie. Bun, Paul, uite-te la ea și comunică tot ce da, ai. Da, 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 e valabil pentru fiecare familie cu copii. Te rog. Da, da, și tu, și tu în ochii lui. Îți place. Și tu în ochii lui. Ok, bravo. Da. Am o problemă cu... Nu pot să privesc... Uite-te la ea, uite-te la... Ce bun exercițiu, dai înainte. Serios, iubita. Vreau să spun o problemă pe care aș vrea să o rezolvăm. Te rog să nu mai intervii peste mine când cert copiii. Să mă lași să-i... Să-i corectez eu și după aceea. Dacă... Lăsați! Da, lăsați-mi. Nu. Hai. Nu, niciodată nu ești de acord cu mine și aș vrea să nu mai intervii când îi cert eu de față cu copiii. Poți să-mi spui după dacă nu am procedat corect. Foarte fain. Acum, te rog, dă-i feedback-ul. Nu, 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 încă nu-i dai pe n-a. Tu dă-i exact ce ți-a spus el, Carmen, dragă. Așa. Deci... Am înțeles dorința ta și o voi lua în considerare. Nu voi fi, nu voi interveni atunci când tu vei certa copii. Dacă ai spus ceva nepotrivit, te voi lua în particular. Dar ești mulțumit de răspuns? Ți-a redat cuvintele tale? Parcă nu au fost cuvintele, da? Ok, deci am înțeles. Am înțeles. Bun, rămâneți acolo. Acum sper să și respecte. Așa. Ți-a plăcut că nu te-a deranjat când ai vorbit? Da. Ok. Bun. Ok. Dar stați că acum e acum să vedeți când spune doamna. Acum e rândul acum tău, e Carmen. Acum. Așa. Acum Carmen va spune. Trebuie să mă concentrez bine, că am problemă. Uite-te în ochii ei. Hai. Bună idee. Ai ocazie tu ți-o în ochii iubite tale. Deci, nu știu cu ce să încep. Are multe, e clar. Întotdeauna doamnele au multe, sigur. Poți să pun doi într-unul? Dă-i drumul, Carmen! Știu că femeia cu doi într-unul, no problem, go ahead! Deci, da. În momentul în care avem neînțelegeri, aș vrea să discutăm lucrurile în mod pașnic, fără a ridica tonul. Uh-huh. Și mi-aș dori mai multă dragoste și afecțiune de la tine. Nu doar verbal, fizic, arătându-mi lucrul acesta. Ok. Dă-i feedback-ul. Acum să vedem feedback-ul. Exact cum ți-a zis, Carmen. Mă credeți că am uitat? No! Paul! V-ați apântuit, ce se întâmplă? N-ai fost atent? Ba da, am fost atent, dar am mai o problemă. Mai am emoții. Și am spus eu că bărbatul, uite, se confirmă? Da? Da. Bine, mai spune Carmen încă o dată. Așa merg treburile, vedeți? Să înțeleagă bărbatul. Și mă credeți că am uitat. Fii atent la emoții. Da, sigur de la emoții, că ești emotiv. Ascultă cu atenție, frate drag. Când avem o ceartă sau, nu știu, o chestie, o neînțelegere, îmi doresc să rezolvăm lucrurile cu dragoste, în liniște, fără a ridica unul la celălalt. Și fără a ne întrerupe, ceea ce facem noi cam mereu. Și mi-aș dori să-mi oferi mult mai multă dragoste, nu doar verbală, ci să-mi o arăți. Bun. Da. Răspunde-i. La ea, nu la noi. Eu sunt aici. Exact. Ok. Da. Cred că am fost prea sincer. Dați-i drumul că... Acum aveam... Paul este general. Să știi că ați luat o problemă generală fierbinte. Dar te rog, dai feedback-ul. Mamă, dar când ne-am deschis, Paul, acum îmi dau seama. Paul, uiți, dai feedback. Nu uit, n-am să uit acum. Bun, comunică. Deci chiar a intrat. Uite-te și aici, aici. Bun, bravo, da. bravo. Promit că de acum când vom avea neînțelegeri. Dă-i atenție, exact ce ți-a spus. Promit că de acum când vom avea neînțelegeri, nu o să mai ridic tonul. Wow. Și
îți voi răspunde cu dragoste. Și de acum încolo nu o să-ți arăt dragostea doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Amin. Și... și thank you! Îmbrățișați-vă! Mulțumesc! Wow. Bravo pentru îmbrățișare! Bravo pentru îmbrățișare! Mulțumim! 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 Fii binecuvântat, da? Deci ați înțeles cum funcționează? Vedeți numai un minuțel, două și lucrurile se schimbă? Ok? Aplicați asta în familie, a fost o practică. V-aș chema pe rând pe fiecare cuplu, dar nu e timpul. Dar am înțeles, dragilor, cum funcționează asta? E foarte, foarte important. Asta este o comunicare eficientă în cuplu. Și ascultați-mă exact așa cu copilul vostru, bine? Mai ales cu copilul vostru. Nu uitați, treaba cu Perinița e foarte faină. Copilul intră peste voi, mamă, învață să comunicați. Dragilor, mergem pe practic, că teorie știm destul. Asta e practic. Ne mutăm mai departe, iarăși criză de timp. Cum funcționează? Am văzut, dăm mai departe, că deja am trecut peste asta. Bun. Acum să vedeți în ce intrăm noi. Știți ce sunt surprins? Voi mă credeți? În orașul meu din Râșnov, genul meu Robert l-a invitat pe fratele Rea Brudan, exact aceeași temă n-a știut. Cele patru anotimpuri. Nu știu de unde se inspiră dânsul. Eu m-am inspirat de cântarea cântărilor. Cel mai mult găsiți cele patru anotimpuri. Haideți să le vedem. Cele patru anotimpuri aveți și pe semnul de carte. L-ați văzut, da? Zic, ce să pun pe semnul de carte? Zic, astea ca să nu uite, dragii mei. Primul este anotimpul iarna căsniciei. L-am numit anotimpul pustiu, iarna. Cui îi place iarna? Mie nu-mi place, vă spun categoric. Da, în cuplu. Ne complacem. Nu, bun. Primăvara căsniciei am numit anotimpul semănatului. Este... nu semănați nici toamna, ok, primăvara. Vara căsniciei, perioada fierbinte. Dragilor, I'm sorry cu ce vă spun. Nu funcționează fără ca voi să smulgeți buruienele. Doamne, te rog, dă-ne o perioadă fierbinte, căldură, Domnul, spuneți, da, dar știi ceva? Uite-te în grădină și smulgeți buruienele de la tine și tu de la ea. Și vine... vine vara asta, înțelegeți voi? Perioada fierbinte. Am intitulat acolo smulgerea buruienilor, dacă vă uitați, am pus pe semnul de carte, zice așa, dacă ați fost atenți, când s-a citit la 2.16 undeva, prindeți-mi vulpile care? Mici, care strică? Vă rog, subliniați-vă, nu-i glumă. Lucruri mici. Spuneți-mi de la ce lucruri apar neînțelegeri certuri între voi. Lucruri mari sau mici? Incredibil. Acum, trebuie să realizați că la Solomon și când vorbește de vie, vulpile erau de altă nuanță ca cele care le avem noi. Vulpile erau mici și se duceau, știau, erau deștepte, se duceau și mâncau rădăcinile viței, înțelegeți? Ele nu știau. Mâncând rădăcina viței, ce se întâmpla cu vița? De ce multe familii arată așa? Am lăsat vulpile mici care ne-au stricat viile care deja sunt în floare. După aceea, ultima toamnă căsnicie, anotimpul secerișului. Haideți fiți obiectiv. Dacă semăn în primăvară porumb și postești și mă rog, Domnul, eu cred în minun, vă spun, și e real. Doamne, acum te rog, tu ai văzut că nu am grâu mult. Te rog, fă să răsară semna porumb. Tu poți să faci minunea să răsară grâu? Doamne, tu ești tot puternic. Cred în minunea ta. Așa că se întâmplă minunea. Cum? I don't believe, I nu cred. Ce semeni? Ziceți-vă. E lege, oameni buni. Nu puteți trece peste legea. Legea gravitației. Dacă voi spune că mă arunc acum de aici sau de la 2 metri, mie nu mi se întâmplă nimic, eu cred în Dumnezeu, mă arunc de pe etaj. Nu, Doamne, cred. Nu se poate, oameni buni. Sunt legi puse de Dumnezeu. Ascultați-mă bine. În cuplu este aceeași problemă. În familia ta este aceeași problemă. Ce semeni aceia culegi? O să vedem la toamna căsnicie. Vreau să vă zic ceva, acestea patru, vorbeam cu un cuplu,
O spun din propria experiență, nu sunt asânale căsnicii, aproape mă apropii, dar mă ia Domnul și atunci e ok, înțelegeți voi. Dar ce vreau să spun? Chiar într-o zi întreagă am trecut prin toate le patru anotimpuri. Voi mă credeți? Da, se poate întâmpla. A simțit că m-am răcit față de soție, ea față de mine. Wow, păi nu, eu nu sunt liniștit, voi sunteți. Doamnele, unii s-au obișnuit, cu neobișnuit, e obișnuit, dar nu-i bine, nu mă simțeam bine. Și m-am dat seama, o să vedeți că trebuie să semănăm și cum semănăm, o să vedem. Am semănat ceva fain, mai spre după masă, am mai smuls niște buruiene și seara a venit timpul și nu vă spun ce mai urmat, știți voi? Dar scopul nu mi-a fost ăla. Mă înțelegeți? Și mulți bărbați îmi spun, frate, dar nevastă mea, uite, nu-și mai face datoria. Băi, ia să vedem, dar de ce nu-și mai face datoria? Mă? Vă las în suspans, bine? Că revine asupra lor, mai târziu nu scăpați de ele. Pentru că sunt trei zone mari de conflict, vă garantez verificațiile. Prima este lipsa de comunicare, este o comunicare ineficientă, da? Doi, money, banii, mare zone de conflict. Și a treia, care credeți? Vă spun pe șleau. Relațiile intime, sex. Credeți ce vă spun? Voi știți de ce mulți bărbați, doamnelor, iertați-mă, dar vă dau cazuri, că sunt destul de multe, unii bărbați evadează pe site-uri pornografice. Sunt reale. Unele doamne, unele soră nu-și fac datorie. Dați-mi voie, vreau să fiu imparțial. Ok? Tocmai de aceea Apostolul Pavel, principiul 1 Corinteni 7 pe care îl știți. Vedeți ce spune Pavel? Să nu vă lipsiți de, în primul rând, de datorie. Ok? Ok? Așa? Și ca să nu vă citiți cu atenție treaba asta, e foarte important. Voi mă credeți, sură, nevastă mea uneori îi spun, bă, iubita, să știi, și a spus chiar acum recent, eu la 37 de ani, ai mei, eu vreau să fiu onest cu voi. Bărbaților, care din aici nu este ispitit, mâna sus. Chiar în domeniul sexual. Care bărbat nu este ispitit? Nu vorbesc de căderea în păcat. Hai să vă spun una bună, da? Stăteam de vorba la mine la școala biblică, aveam, acum suntem focalizați pe consiliere, dar era bapticostalul după Evanghelie, înțelegeți voi? Și discutam exact de problemele astea. Exact de problemele astea. Și întreb pe un frate, frate, dar voi spuneți-mi așa, când nu sunteți ispitiți sau nu? Și știți voi, asta e chestia la noi pocăiții. Mă luase cu texte biblice la școala biblică, era la școala biblică. Frate Nelu, dar Domnul Iisus spune că dacă un bărbat vede și pe stradă și așa, și băi, știu, dar tu cum ești? Mi-a dat după limbajul feței că el e, exact, era, dar el știa textul biblic, înțelegeți? Înțelegeți? Pentru că a fi ispitit este normal. Și oamenii, după jumătate de oră, erau șase diaconi în biserică. Și toți șase a recunoscut, da, frate, și eu sunt ispitit, și eu sunt ispitit, și eu sunt ispitit. În contextul postului și a rugăciunii, eu am o regulă, dacă vă adoptați bine, dacă nu, cel puțin când postești și te rogi, rămâi acasă, ia sunt timp singur cu Domnul, asta spune Domnul, tu și el. Că mergi la serviciu, mergi pe stradă, ce se întâmplă altele, cel mai bine, asta este. Mă înțelegeți? Asta discutam noi. Deci suntem ispitiți toți în multe feluri și revenim la iarna căsniciei, că intrăm aici, asta e zona cea mai grea. Uitați-vă ce se întâmplă în iarnă. Relațiile aflate în iarnă sunt distante și dificile. După aceea căsnicie este mult mai grea în acest anotimp al tăcerii glaciare și al vânturilor aspre. Și Doamne, dacă mai vine și o furtună și dacă ți aduce așa o valanșă de zăpadă și în fața casei tale, nu mai poți să intri, nu mai poți să ieși, te-ai blocat. Odată ce tu și partenerul tău v-ați dezvoltat un vocabular, asta e fain să o țineți minte, și atitudini pentru topirea gheții, vă veți îndrepta spre vremuri mai calde și mai fericite. Acum ascultați-mă, mă pot ruga postit, Doamne, vreau să mă duc, să-mi dai și mie, să mă duc și așa spre un orizont din ăsta, să topim gheața asta dintre noi, Doamne ajută! Oameni buni, nu vine Dumnezeu că e flacăra dragoste și hocus pocus, ți-a trântit flacăra și ți-a dezghețat gheața. Sunteți de acord? Cine? Eu și iubita mea. Noi lucrăm la acest dezgheț. Acum, întrebarea este... Vedeți, 2.11, a citit, dacă ați auzit. Vino, iubito, a trecut iarna, wow!
și vedeți voi și vin florile. Ce este caracteristic? Te simți singur? Pustiu. Uitați-vă Eclesiastul, spune în cartea lui capitolul 4. Mai bine doi decât unul. Dar vă întreb așa, am concluzionat chiar la început. Se poate întâmpla în cuplu doi și totuși să fii singur? Doamnelor, da? Și am avut destule situații, domne. Când s-am plâns și am zis, frate, eu sunt. Dar, domne, parcă sunt nemăritată. Plângea, doamna. De ce, soră? Bărbatul nu e cu mine nici emoțional. Cel mai mult noi, bărbații, nu suntem emoțional cu soțiile. Oameni, vă rog ceva. Cât om fi noi de blocați în interiorul nostru? Eu v-am spus, sunt extrovert și așa, la mama n-am văzut, la tata n-am văzut aceste lucruri. Femeia, soția dumneavoastră, Paul, fi binecuvântat de Domnul, că astăzi un pic ghețarul s-a dezghețat. Așa e, Paul. Paulica spune, da? Mulțumesc. Vedeți, au nevoie, domnule, de afecțiune. Este. Dumnezeu are afecțiune, voi ce spuneți? A, și atunci, chiar dacă tata și mama nu ți-a dat, vedeți ce importantă e relația cu Domnul. Îți poate da Domnul afecțiune? Da. Știți că afecțiunea e în sufletul vostru, doar dacă n-ai suflet. Voință, rațiune, sentimente. Asta e în sufletul nostru, tuturor. Da? Și blocajele apar, blocajele sufletești aici pot fi. Sentimentul, gândurile tale care îți blochează voința. Asta dacă să-mi spuneți, frate, în acela blocaj. Da? Pleacă de la emoții, pleacă în primul rând de la gânduri. Și hai să fii foarte concret. Dacă gândești rău asupra soției tale astăzi, într-o situație, că hai să nu mai folosim lucrurile totdeauna și așa, dar ai simțit că astăzi soția ta nu a fost așa cum a fost pe placul tău. Ce gândești tu în acel moment? Sau am găsit situații în care bărbații geloși sau femeile geloase vede că stă de vorbă cu un frate, cu o soră și ce gândești ea în momentul acela? Ascultați-mă, sunt destule cazuri. La unele am lucrat, foarte greu de lucrat aici. Ea are în gândul ei, deja și-a făcut și un scenariu cu privire la bărbatul ei. Deja a văzut împreună cu femeia aceea și nici nu era vorba de așa ceva. Gândirea naște emoții. Sunteți de acord? Un anumit mod de gândire naște sentimente negative. Și sentimente negative, știți unde duc oameni buni? La comportament negativ. Și atunci ce rezolvăm? Există în adevăr terapie cognitiv-comportamentală, gândire, comportament. Dar nu comportamentul, lucrăm la el. Să schimbăm gândirea. Larry Crabb, eu îl iubesc foarte mult, aplic asta, abordarea lui, el spune așa, dacă vrei să schimbi omului și chiar soției, soțului tău, gândirea și comportamentul și sentimentele, schimbă-i conceptul. Schimbă-i conceptul biblic. El poate să înțeleagă greșit. Da, vă dau un exemplu. Pe vremea mea eram ca voi și îmi spunea un frate, zice, bă frate, ce mă fac cu fratele ăsta, îmi spunea unul. El înțelegea așa, își bătea nevasta. Deci era un caz real dintr-o biserică. Și era și predicator și l-a luat la predică la ture, cum zicem noi, știi? Bă frate, de ce îți bați tu nevasta? Spune-ne și nouă, fiți atenți. Omul are argument biblic, dacă e predicator, știe versetul. Au zis, fratilor, vă rog, nu vă băgați în familia mea. Dar de ce? Știți ce spune apostolul Pavel? Mă port aspru cu trupul meu. Soția este trupul meu și eu mă port aspru cu el. Ce aveți împotriva mea? Pricepeți? Pricepeți ce concept are omul nostru? Pricepeți că foarte mulți bărbați au concepte biblice greșite. Și el va acționa după comportamentul potrivit conceptului. Și trebuie să-i schimbi omului conceptul biblic, da? Pe vremea mea, voi tineri ăștia dragi, Vasile, pe unde ești cu iubita ta, nu știu dacă mai ești pe aici, și alții care îi vezi de mână și în casa Domnului, vă spun că sunt situații în care unii au fost crescuți într-o familie în care, într-o biserică mai mică la țară, unde, domne, să vezi doi tineri necăsătoriți ținându-se de mână, era cel mai mare păcat, te punea sub disciplină. Dar nu e niciun păcat! Nu-i niciun păcat. Cu toate că eu le spun acestora, sunt cineva, mai e cineva necăsătorit pe aici? Mi-e pare rău că n-am dat eu semnalul bun. Să vă chema și necăsătoriți. Mulțumesc. Mai stai ascuns acolo, fii binecuvântată. Ok, dar îmi place să fie băieți în special. A, uite, bă, fii binecuvântat. Yes, altul. Acum, știi ce le spun la toți ăștia și cei care poate ne urmăresc online, e fain. Uitați-vă ce spun eu. Ideea este următoarea. Orice bărbat care ține de mână o femeie, o fată,
Hai să încep cu altceva ca să mă înțelegeți și mai bine. Îmi aduc aminte că la mine, la centru, venise doi tineri în perspectivă de căsătorie și îi cunoșteam foarte bine, prieteni, știi? Și noaptea vor să rămână să nopteze la mine, la centru. Și am acolo 4-5 camere. Ce, frate Nelu, ne dați voie să stăm aici? Stai, bă, dar zic, care-i treaba? Cu cine? Păi cu iubita mea și... Cum să stai tu acolo? Hai, frate Nelu, dar n-aveți încredere în noi? Adică acum? Păi ce, ea doarme într-o cameră în alta. Bă, zic, lasă-mă, nu mă fraiere. Zic, bă, doar două lucruri spun. Tu ori nu ești normal, ori mă minți. Mă tănesc cu ce, că frate, nu, ce ați vrut să spuneți? Păi, băi, zic, dacă tu îmi spui că stai cu fata ta de mână și ție ca bărbat nu ți se întâmplă chiar nimic, nu ești normal, ești bolnav. Ok? Și dacă nu e așa, înseamnă că tu mă minți. Vreau să înțelegem ceea ce spun. O spun tuturor, aveți mare grijă. Mai am un exemplu. Bărbatul e, sau cine, femeia e cutia de chibrite, bărbatul e chibritul, da? Este sau nu? Doamnelor, încă o chestie care e foarte, dați-i voi, mai deschis o spun. Voi n-aveți bărbați obsedați, cum zic cu surul, frate, cred că bărbatul e un obsedat. Nici de cum. Nici de cum. Să vă spun ceva? Îmi dați voie? Mă înțelegeți? Că bărbatul iubie cu care s-a prins, s-a prins și că doamnele sferul de călcat? Știți? Nu? Înțelegeți? Înțelegeți? Citiți Cântarea Cântărilor. Dacă am ajuns aici, dați-mi voi să vă spun. Voi ați citit, atenți, capitolul 4, că nu știu chiar bine pe din afară. Până aia la ăștia ne însurați. Alex, fii atent. Știți? Fiți atenți, vă rog frumos, cum începe Solomon în înțelepciunea lui prin Duhul Domnului. El nu se laudă, el nu începe să spună pac direct, știți voi unde. Spune așa, ce frumos este părul tău, prea iubita mea. Vă aduceți să aminte dacă ați citit. De acolo coboară ochii tăi, de acolo coboară și mai departe, coboară și mai departe, înțelegeți? O pregătește. Înțelepciunea de sus învață treaba aceasta. Omul a fost luat direct din pământ, de aia pământesc și ăsta gândește. Pf, femeia a fost din suflet. Wow, mă întorc înapoi în Eden. Surorilor, spuneți-mi și mie ce minune a făcut Dumnezeu înainte ca să o ducă pe Eva să o nască, să o nască, să o facă pe Eva, da, să o creeze. Ce minune a făcut Dumnezeu în Eden? Chiar este o minune și mulți bărbați nu înțeleg treaba asta. O soră dragă, toți îmi dau același răspuns. E adevărat. Dar înainte ca să-l adoarmă, că acum asta e bine, la ce a spus Alex, mulți se trezesc înainte ca să vină dragostea, cam acolo. Lasă, că mai te și operează Dumnezeu, sigur, și face bine operația, da? Așa. Dar face altceva Dumnezeu. Iar vă spun, mi s-au deschis ochii, iată, Biblia cât de faină, în an de zile, descoperi lucruri noi. Spune așa, apoi, după ce l-a făcut pe Adam, Dumnezeu a sădit o grădină. L-a mutat pe Adam. Ați observat? Știți ce am înțeles? Îi schimbă mediul. Este sau nu? Ai fost într-un mediu agresiv. Tu te muți într-un nou mediu. Vii lângă o soție care e în grădina Edenului. Afecțiune. Și acolo a adus-o pe Eva. Așa e, doamnelor. Mulțumim. De-aia dumneavoastră sunt desprind afecțiune, bla bla. De-aia omul câteodată e pământ, pământesc, bolovan. Nu, nu, ce cazul de față se exclud. Ok? Ia, vedeți cât de frumoasă e Scriptura. Asta operația lui Dumnezeu. Solomon în cartea lui spune asta, pregătește. Haideți să spunem, până în ziua anunții lui Iisus Hristos cu biserica, nu-și pregătește biserica? Ba da. Și totdeauna să avem în vedere asta, cum pregătim soțiile noastre, dragi, ai ceva să-i spui. Mai am o rugăminte și este biblic ce vă spun. Și cu copiii voștri, dar și cu soțul, soțiile voastre. Bine? Nu zic promiteți că faceți. Încercați și îmi veți da dreptate și dacă nu-i drept să nu mă mai primiți, că sunt de acord să nu mă primiți. Dar fiți atenți, o problemă. Dacă vreți să intrați în viața cuiva, la Paul, care e introvert, cine mai e introvert pe aici? Că vă cunoaște temperamentele. Mulțumesc. Soția mea e mai introvertă. Eu o numesc în sensul bun al cuvântului. Ce fain. Frâna vieții mele. Wow. Ai grijă. Pune frână. Și când plec cu mașina, tot așa îmi spune să ai grijă. Foarte bine. E bun, nu? Ceea ce vreau să observați. Și asta ne ajută pe noi dacă știm să ne înțelegem reciproc, da? Să ne înțelegem. Bun. Unde eram? La Paul. Exact. Numai la Paul. Da.
Da. Vedeți, acum e problema așa. Cum ajungem noi la sufletelul celui de lângă noi? Faci mâncare bună. Da? Îi dai ce îi place soțului tău. Dar intrați, asta am să vă spun, intrați în viața lor prin lucrurile pozitive. Este biblic. Vă rog să citiți cele 7 biserici. Da? Ați observat cum intră Mântuitorul drag în viața îngerului bisericii la toate 7. Știți cu ce începe? Știu că ești. Știu că ai. Vedeți că nu merge direct la ăla. Bă, tu așa ești tot timpul. Vai de voi. Așa începe mulți. Ți-ai nenorocit familia, măi. Oprește-te. Apostolul Pavel este un exemplu în 1 Corinteni 11. Tratează multe probleme, atenție, nu numai cina Domnului, mai multe probleme, dar Pavel intră la o problemă doctrinară, o problemă care era așa, întâietatea, autoritatea, dar Pavel începe, știți cum, la capitolul 11, vă laud că în toate privințele, cum sunteți? Că în toate privințele, țineți învățătura? Așa cum v-am dat-o eu, mă, serios? Voi ce ziceți acum care știm? Nu! Dar aveți o problemă. Ați văzut cum intră? Tratează, aveți o problemă la îndietate, să vă dați la supunere, la autoritate, dar vedeți ce frumos, încercați să intrați în viața copilului vostru, vă ajută în parenting creștin, prin lucrurile pozitive. Pui lui mama, pui lui tata, hai să spun, uite, vezi, asta e faină, apropo, Paul, acum sigur că mergi mai bine acasă pregătit, sigur că da, te va lăsa iubita ta, Carmen, dar nu intra direct la pedeapsă, da? Hai, vino la tata, să stăm de vorbă. Funcționează, dragilor. Eu mă duc aminte, fiul meu avea cel mai mic, el și-a zis, tata, spune la toți că să învețe și alții, dar de la mine, undeva, cred că sunt vreo... poate 15 ani în urmă, de Revelion, noi petreceam în biserică, știți? Și na, mama a vrut și ea, acum cred că mi-a dat teavă, am zis că dacă pot să fiu în cravată ca fratele, n-am mai avut timp, așa a vrut Domnul să fiu la egal cu voi, mi-ar fi plăcut să fiu la același nivel, înțelegeți? Și a vrut să se îmbrace frumos, ca băieții în blugi, așa, și spune soția, da, mamă, te rog, îmbracă-te și tu puțin mai frumos, nu? Și cum e băiatul, na, mai ales după adolescență, știți? Și când am venit acasă, soția tata zice, uite ce am pățit, ce frumos e când ne înțelegem, vedeți? Soț, soție, să ne putem înțelege asupra copilului, zic, mama, lasă că o rezolv. M-am dus la Levi, el cânta la chitară foarte bine, era la grupul de închinare. Zic, sorișor, hai să dăm puțin de vorbă. Uite, tata, vreau să spun, ești un băiat foarte fain. Era real. Îmi place cum cânți, băi, tu când pui mâna pe chitară, rup corzile, așa îmi place să fie. Dar uite, e o problemă, așa discutăm puțin. Uite cum ai vorbit cu mama, uite că n-a fost, uite așa, uite așa. Ne-a rugat împreună, fraților și soror, nu l-am trimis eu să-și ceară iertare. Următorul pas, știți care a fost? Normal. Și-a cerut iertare de la mama. Nu-i frumos? Nu-i frumos? Nu neapărat că, vai de mine, eu am făcut sau. Faceți acest lucru, intrați în viața oamenilor prin lucruri pozitive. Caracteristici, adesea, singur, cauzele. Ești neînțeles, neînțeleasă, neîmplinit spiritual, sufletesc și trupesc, neîmplinit sexual. Da? Dragii mei, nu scoatem în afară da, asta. Îmi aduc aminte de o chestie, tot e amuzantă ce vă spun, eram într-o altă biserică. Și eram așa, puțin mai în vârstă ca tine, știi? Și vedeam un frate care eram de seamă lui taică în biserică, biserică foarte mare, înțelegi? Și nu pot, când mă duc la familie, nu pot să dau la o parte problema intimității, voi ce ziceți? Nu, e parte din duh, suflet și trup, înțelegeți voi? Dar am lăsat-o pentru ultima dată, na, asta era chestia și trebuia să o discut și erau numai familii tinere. Și la ultima dată zic, fraților, acum vrem să discutăm, dar mi-era jenă și mie, despre un cuvânt, cuvântul ăla cu 3 litere. Înțelegeți voi? Bă, zic că mă jena, bun, tot ca așa, am discutat, în perdeaua aceasta creștină, bineînțeles. Mi-a duc aminte că fratele, așa de revoltat a fost, că de ce am discutat în biserică o problemă de genul acesta? Înțelegeți ce vreau să spun? Păi exact că e foarte bine, că dacă biserica și părinții nu dau educație sexuală copilului, vă întreb, cine le va da educație? Internetul. Așa că, frați, dragi, părinți, tați, ocupați-vă de băieți, mame, de fete. Vă implor, vă rog, faceți aceasta. Și fratele, foarte revoltat, zic, fraților, exact ca la voi, mâine o să discutăm partea cealaltă. Fratele se ridică nu ca așa de dragoste, știți voi. Frate, vreau să te întreb ceva, da. Mâine seară, tot de cuvântul ăla cu 3 litere să mai spui? Zic, nu, frate, o să fie altceva. Deci ce vreau să vă spun prin asta?
Este și aici o problemă, împlinirea trupească, sexuală. Știți ce spun eu? Îngăduiți-mi că eu nu cred că greșesc. Fiți una în duh, fiți una în suflet și una în trup. Partea sexuală e cireașa de pe tort. M-ați înțeles? Asta o spun tuturor. Mergi bine? Comunicare spirituală? Vă rugați împreună? Așa e? Uitați-vă, ideea e foarte simplă. Dacă te-ai certat cu nevastă, orice ai face, încearcă că nu funcționează. Tu n-ai treabă. Tu, ca bărbat, n-ai treabă. Nu intru în amănunte. Ea nu e așa. Iarăși o problemă, ne mutăm mai departe. Ești respins, ești respinsă, cuplul nu-și îndeplinește nevoile, cuplurile se fac nefericite. Ne mutăm mai departe, din criză de timp, e mare dușman. Pericolul major, înghețarea relațiilor. Care este cauza? Suntem două persoane diferite. Țineți bine minte, total diferite. O să vă trimit un manual, suntem două totale diferite, e scrisă de un autor secular, dar foarte bine merge pe ideea că suntem total diferite. El vorbește mai mult din partea intimă, de partea sexuală, cât de diferit este bărbatul față de femeie. Și foarte greu să înțelegi, dar așa ne-a creat Creatorul, slavă Lui, glorie Domnului. Acum vedeți, nerezolvarea nevoilor ca și persoane diferite. Neacceptarea diferențelor. De-aia vă rog, orice cuplu care se căsătorește, știu că Alin, tu faci asta, consiliere premaritală nu este opțional, obligatoriu. Copiii ăștia nu știu că atunci când pornesc la căsătorie, sunt două persoane diferite. Da? Și trebuie să iasă din mintea lui, așa sunteți voi femeile, fetele. Băi, oprește-te. Așa a făcut-o Dumnezeu. Așa sunteți voi, bărbați. Așa ne-a creat Dumnezeu. Două ființe diferite. Exact? Să meargă căsnicia bine, îmi pun picioarele amândoi de pantofi. Stângul în stângul, dreptul în dreptul și mergem înainte. Mai departe, vedeți, pentru a avea succes avem nevoie de două lucruri. Care? Să aleg persoana potrivită, dar să fiu persoana potrivită și să lucrez la aceasta. Să lucrez, să fiu persoana potrivită. Bine, dragilor, că toți avem puncte slabe. Acum, un autor necunoscut am găsit și am pus-o aici. Nu diferența dintre cei doare, așa e? Ce doare? Indiferența. Un bărbat indiferent, o soție indiferentă, nu cumva creează probleme și intrăm în iarna căsnicii? Ba da! Și atunci acceptăm diferențele, dar să nu fim indiferenți. Eu cred, fraților dragi și surori, ar fi așa de bine când te duci cu Duhul Dragostei la soție ta, să spui, mama, te-am văzut așa supărat, așa tristă astăzi, ce probleme ai? Bine? Vă mai dau o chestie care e foarte interesantă. Am descoperit-o și eu, pentru că sunt foarte multe doamne că în special cad în depresie mai repede decât noi bărbații, dar de multe ori vine pe fundalul oboselii. Mă credeți ce vă spun? Pe ecranul acesta unde ajung la burnout. Am constatat un lucru, că Domnul Iisus Hristos ne învață cea mai frumoasă lecție, să știți să avem grijă, nu numai de aici, ci de păstori și de frați. Observați că ne zice primar cu 6, dacă nu mă înșel, l-am primit într-o situație de depresie care a venit pe fundalul unui stres în lucrarea Domnului. Cred că realizați ce înseamnă, teribil. O săptămână am condus mașina, plângeam, nu vă spun prin ce situație am trecut. Și o cumnată de mai de la Vatra Dornei a dat versetul acesta mie, haideți să vi-l dau, dar prin soția mea dragă. Voi mă credeți ce vă spun, frații mei dragi? Alin, eu am zis că nu există în Biblie, de unde îl scoate? Și citesc Biblia. Și zice, pune-l pe Neludina, citește împreună cu el, Marcu, capitolul 6. Fiți atenți. Domnul Iisus zice, apostolii s-au adunat la Iisus, i-au spus tot ce făcuseră, tot ce învățaseră oameni. Iisus le-a zis, veniți singur la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Știți cum suntem noi, fraților? Vine soția, nu mai pot, dragule. N-am avut nici să mănânc. O, ce femeie faină am. Ce harnică. Aveți grijă ce se ascunde în spatele cuvintelor. Ce spune Domnul? Nu cumva ești obosită? Nu cumva ți-o din sarcinile tale? Ba da, dați-mi voi, pentru că sunt aici și vorbim de împlinirea sexuală. Este o chestie foarte importantă. Iuga a spus-o, nu o iau eu, da? Știți foarte bine. Vă aduceți aminte dacă ați ascultat, dacă nu, îmi dați voi să vă spun, da? Ok, dintr-un cuplu, da?
vine el, s-au înțeles amândoi pentru o seară romantică, fain de tot, și dacă ai spus soțului tău, ziua aia trece cam așa, cam 24 de ore, înțelegeți, până ajunge la casă, că e tare nerăbdător. Și ajunge bărbatul acasă, tot absolut, femeia cu copii, a muncit, a obosită, tot, înțelegi? El s-a dus, a făcut patul, tot absolut, să fie tot ok, înțelegeți? Și aștepta să vină mireasă, doamnă. Și ea vine. Îmi gădăiți, da? Și a fost, dragule? Da, ce? N-ai vrea să lăsăm pe mâine seară? A trecut pe acolo, fraților, și voi și eu. Da? Așa e? Și cum te-ai simțit? Respins. Este? Eu vă spun lucrurile reale. Eu sunt bărbat ca voi. Bă, e bine că nu s-a aici, Aline. Ok? Deci ce vreau să vă zic? Bărbații, pentru ei aș vrea la instrui numai pe ei, că eu chiar am zis că trebuie să facem și în sensul ăsta cu bărbații căsătoriți, că e foarte important, dar și doamnele împreună, înțelegeți? Este Alin. Și acum uite care e treaba. No, bărbatul a zis, o lăsă pe mâine seară, fain, înțelegere, că trebuie să fie. Numai că a doua zi a fost alte probleme și noi bărbații nu avem probleme și noi și la mezul nopții și obosiți, n-ai treabă, oricând, înțelegeți ce vreau să spun. Da, nu e problemă cu noi, este doamnelor. Haideți că stai, vă spune un bătrân, nu un tineral, da? Credeți-l. Ok. Și acum ce se întâmplă? Vă spun, a doua zi la fel, omul a trecut parcă 48 de ore. Vine omul acasă și atunci a avut nevoie de un medicament. Omul a zis, o doare capul pe nevastă mea, nu-i nimic, sunt prevăzător. Ok? Am să iau pasteluțe cu mine. Și a luat pasteluțe și vine doamna, vede că iară ea n-are chef. Stă și stă. Și spune, hai, dragule, hai că uiteam și niște pastele, nu, n-am nevoie de... Am avut altceva astăzi, alte probleme. Încă o seară, respins. Voi înțelegeți, nu vă spun lucruri ireale. Astea sunt cele mai general întâlnite. Bărbații înțeleg greșit și spune kaput gemacht. No! No! Nu m-am căsătorit numai pentru sex. Ok? Da sau nu? Eu m-am căsătorit în primul rând să împlinesc pe iubita mea. Ok? Să-i fiu ajutorul potrivit în primul rând. Ok? Aia mi se dă pe deasupra. Înțelegeți-vă ce vreau să spun? E atât de important să înțelegem lucrul acesta. Și uite, am găsit ceva foarte fain care vi le dau și vouă. Bărbatul este cea mai elevată ființă dintre creaturi. Așa e, fraților, bucurați-vă! Femeia este cel mai sublim ideal. Dumnezeu a făcut pentru bărbat un tron și pentru femeie frumos. Mai departe, tronul ce face? Exaltă. Altarul sfințește. Mult mi-a plăcut. Bărbatul este creierul, iar femeia este inima. Mulțumesc! Creierul ce face? Naște lumină? Inima? Ce frumos citești! Îmi place! Da, așa e. Lumina trebuie să strălucească, iar iubirea? O reînvie, doamnelor! Citiți cu atenție! Voi sunteți creierul și inima familiei, fai ce frumos, mai departe. Bărbatul este puternic prin rațiune, ați înțeles, doamnelor? De aceea nu prea simte emoțiile. Femeia este invincibilă prin lacrimi. Aveți grijă să nu manipulați prin lacrimi. Bine, vă rog mult. Mulțumesc. Rațiunea convinge lacrimile. Pot o doamnă care tot plânge tot timpul, nu-l mai îndoioșează pe bărbatul ăla cu nimică lume. Ok? Bărbatul este capabil de orice eroism, femeia este capabilă de orice sacrificiu. Vă rog să mă credeți că nu exagerez. Atât de mult îmi prețuiesc soția pentru treaba asta. Sacrificiu. Uneori spun, mă iubita, dar mai au pauză, credeți-mă. Păi, dar de ce numai, nu, parcă n-are timp nici de pauză. Eu mă mai pun și mai dorm. Iar dacă se pune în pat drăguța, 10 minute. Mă, mamă, stai. Nu poate. Mulți sunteți de așa nuanță. Ea este sacrificiu. Și ascultați-mă bine. Oare nu fac bărbații, în ghilimele, o crimă să se ucidă emoțional soția prin asta? Ei sacrificiu, ea e cea care e gata să facă orice. Bărbatul are supremația, femeia are alegerea. Supremația înseamnă forță, alegere înseamnă dreptate. Ne mutăm mai departe. Bărbatul este un vultur care zboară, de-aia multe femei nu mai găsesc bărbați, știți? Zic eu. Femeia este o privighetoare care cântă, ce v-am zis eu? Cântă privighetoare! Să vedeți ce mai funcționează. Cântă privighetoare! Chiar dacă îmi plac melodiile preferate, dar cântă, da? A zbura înseamnă să cucere spațiu.
Și a cânta înseamnă? Mulțumesc! Aveți grijă, așa cuceriți. Imediat o să vinem la ciclul nebuniei, să vedeți. Pe scurt, bărbatul se găsește acolo unde se sfârșește pământul, femeia se găsește unde? Unde ce pe cerul. Am luat-o de la Victor Hugo, cât de diferiți sunt bărbații și femeile. Aici am adăugat eu ceva, ce urmează, e pus de Nelu Poenar, te rog să pui, m-am dus și biblic. Bărbatul reprezintă, sublineați-vă, și trebuie să înalți chipul Creatorului. Puteți spune amin? Tu ca bărbat înalți chipul Creatorului, femeia trebuie să oglindească slava bărbatului. Doamnelor, surori, voi sunteți slava bărbaților dumneavoastră. Chipul își înalță și cinstește Creatorul. Oglinda, soția, reprezintă și își înalță chipul. Aleluia. Proverbe 31 și 23. Da, ne mutăm. Ați auzit de asta? Într-un manual, l-am scos de acolo. Se cheamă ciclul nebunii, toți trecem pe acolo. Toți am fost nebuni măcar o dată în cuplu. Și eu și nevastă mea probabil. Ce spune acest ciclu? Vedeți, când reacționează ea spune fără dragoste. Când vezi că reacționează, întreabă-te dacă tu îi dai dragostea ta, iubirea ta. Înțelegeți? Când vezi că el reacționează, întreabă-te, soră, dacă îi dai respectul care se cuvine. Nu? Mi se pare clar. Dragoste și respect. Acum, uitați-vă de partea, fără respect, el reacționează. Când soțul se simte nerespectat, uneori el se simte, că și el are simțuri, doar dacă e nesimțit, dar el are simțuri. Da? Se simte nerespectă și are pornirea de a reacționa în modul în care soția, vedeți perceperea, le percepe ca fiind lipsite de dragoste. De ce am vorbit noi de această comunicare în cuplu? Să ne convingem, nu trăim pe bază de ce avem noi în mintea noastră. De partea cealaltă, când soția simte că nu este iubită, ea are pornirea firească de a reacționa în modul pe care soțul le percepe ca fiind lipsite de respect. Nu spune imediat, nu mă respectă, nu spune, nu mă iubește. Verifică. Mergem mai departe, la următorul. Asta e speranța. Nu rămânem în nebunie. Există o speranță, un ciclu al revigorării. Ok? Acum spune așa. Motivează respectul ei. Ați înțeles, doamnelor? Pardon, bărbaților. Am înțeles? Motivațiile. Respectul. Vă întreb, doamnelor, spuneți voi. Un soț care vă iubește cu adevărat, un soț care se supune lui Hristos, este că vă supuneți cu toată dragostea? Iertați-mă, la voi nu e cazul și totuși e general să-l spun și sper că nu vă supărați. O pun în multe situații. Ok, cu acoperirea capului. Nu intru în discuții, nu intru în polemici, că sunt o grămadă, una și alta. Doar o întrebare pentru Doamne, da? Ce este mai ușor? Să-ți acoperi capul sau să te pui soțului? Vă rog să-mi răspundeți. Doamnelor. Exact, să spui baticul pe cap. Batic nu e în Biblie, vă spun. Acoperirea capului, da. Batic nu e în Biblie. Cum? Mulțumesc că ai răspuns corect. Sunteți de acord cu ce spune sora? E mult mai ușor. Și acum spun la mulți, bă, fraților, sunt de acord să spuneți asta, dar puneți accent pe principiu biblic. Supunerea față de soț. E la american valabil, valabil, la baptiști valabil, valabil, la pentecostal valabil, valabil, respectul, respectul, dar motivează-i respectul. Acum, partea cealaltă, motivați iubirea, doamnelor, da? Ne mutăm. Vedeți că acum, cum motivăm? Asta e marea mea întrebare. Uitați-vă acolo, doamnelor, am sorry, trebuie să vă spun câteva chestii care le vedeți acolo. Motivează dragostea lui. Șase domenii în care sarcina soțului pentru a-i motiva respectul ei. 1. Apropierea. Da? Fii mai aproape, de apropii mai mult de tine, fratele, mai îmbrățișează. Ok, de ce frumos uite la tine, Paul, dacă ai știa acum, Carmen. Slavă Domnule! Deschiderea! Mi-e greu să mă... Dar deschidere! Nu? Onestitate! Înțelegere, să o înțelegi, înțelegi-o, e diferită de tine. Pe urmă, întotdeauna cu atitudini împăciuitoare.
Tu ești reprezentatul lui Hristos și ai un mesaj formidabil, împăcarea cu Dumnezeu, împăcarea familiei, fii împăciuitor. Fidelitate, foarte, foarte important, și apreciere. Am o rugăminte la fidelitate, fraților. Eu nu vă spun să faceți ca mine, dar dacă crezi că e bun, luați. Eu mi-am făcut niște principii și cred că primii la Domnului le-am ținut. Puteți să întrebați pe soția mea și am vorbit și cu ea. Eu fac câteva lucruri care mi se par foarte importante. 1. Eu nu plec singur la drum niciodată cu o soară, cu o femeie. De ce? Zi tare, Carmen. Exact. Că se aude la protector că Nelu Poenar are o femeie. L-am văzut cu el în mașină. Mai bine, exclus. Ok? O altă, care credeți că este? Sunt principii care eu mi le-am făcut. E principii. Îmi laud soția mea întotdeauna și fac cadouri. Vă spun de ce. Acum, voi aveți, sunteți unii patroni, sunteți unii care lucrați pe acolo. Imaginați-vă o chestie. Că soția voastră e atât de drăguță ca și Florina și ca toate doamnele, deci că nu fac diferență. Și la serviciu îi zice, doamna Florina, ce bine arătați, ce frumoasă sunteți. La ei nu-i cazul, 100%. De-aia restă așa frumoasă. De-aia te laudă mereu. Atunci pe cine să-ți spun? Pe care fi, da? Gândiți-vă ce gândește bărbatul ăla. Nu, zic bine? Da, așa, nu, femeia ce gândește. Păi, dar bărbatul meu nu mi-a spus niciodată că sunt frumoasă. Este, dragilor. Vreau să fiu foarte practic. Ok? Iar dumneavoastră, doamnelor, nu-și spuneți soțului tău ce prezentabil ești, ce bărbat fain ești. Ok? Dar el are secretară, el are pe una. Și spune, domnul, hai să mă la pe Alin, că... adică el mai pleacă, da, da, da. Domnul Alin, ce bine arăți. A, bravo, nota, știam, fără să-mi spui, că deja cât de cât te cunosc, nu chiar tot, da. Da, exact. Și spunea, și zice el, bă, dar nevastă mea nu mi-a zis treaba asta. Știți câte de genul se întâmplă asta? Hai să vă zic una care e și mai bună și mi-a tras Dumnezeu o palmă, figurativ, o simt și acum. Fiți atenți. Sunt vreo 15 ani, vezi, tot pe la 15 ani mă vârt eu, un prieten american, eu am avut doi oameni mari la viața mea. Un teolog de nota 10 american și un consilier de nota 10 din Anglia. Pe amândoi Domnul m-a ajutat să calc pe urmele lor, înțelegeți? Și americanul, fiți atenți, ca de regulă noi bărbați, acum nu mai e cazul, dar atunci da, tu conduci, Florina, ai mașina ta și el mașina lui, da, ferice de voi. Hai să spun de ce, că acum nu mai e cazul, dar vă spun la mine, eu sunt singurul șofer la nevastă mea, ok? Și băieții mei, că mai vine acasă, bineînțeles. Dar fiți atenți, ca de regulă, vedeți lucruri neobișnuite? Lucruri neobișnuite. Eu cobor de sus, că stau la etajul 2, mă duc, intru în mașină, ba cheia, dintr-o dată, ascultați-mă, americanul se duce în partea portierului la nevastă mea, îi deschide ușa, intră din ea și închide ușa. Îmi venea să opresc mașina. Zic, băi, trebuie să-mi dea o lecție americanul. Da, mi-a dat. Și am primit-o. Și am primit-o. Zic, bine, sunt lucruri mărunte? Astea dau valoare. Lasă, frate, lucruri de nimic. Astea distrug familiile. Faceți lucruri mărunte, neobișnuite. Și mi-aduc aminte că eram la centru și eram tot așa îndrucatul de familie și ca de obișnuit, nu mi se pare deloc neobișnuit, mă înțelegeți? Tot așa când să plec, deschid soția ușa, intră, dau o soră, cică, eu mă cunosc, vine pe cică, extraordinar, zice, ce s-a întâmplat, soră? Extraordinar, ce ai, soră? Păi zice, așa faci totdeauna? Zic, de regulă, extraordinar. Trageți concluzia. Adică nouă ni se pare extraordinare. Da, faceți lucruri extraordinare. Îmi îngăduiți, vă rog, că ție din viața mea ce să spun din viața altuia. Mă duc cu vreo la nevastă mea și acum mă mai duc, știi? Și acum vreo câțiva ani în urmă oprește o doamnă pe nevastă mea. Ce că doamna Poenar, nu vă supărați. Nu mă supăr. Ce? Îl văd pe domnul Poenar că aduce flori așa la vârstă. La cine îi duce? Dar nevastă mea ce că... Păi mie, cui se duc? Că nu duce la altă femeie. Serios, doamnă? Da. Aici, pentru lume, aici noi trebuie să fim un exemplu. Amin? Amin? Știți ce mi-a place? Toți care sunteți să faceți asta. Eram la Pașcan la o conferință de asta și am vorbit de limbajele dragoste, oferire de cadouri. Și mă, fraților, nu neapărat că sunt din Moldova, că și nevastă mea e tot moldoveancă, înțelegeți, dar nu duceau flori la neveste. Și azi, fraților, vă dau o temă practică. Era păcat, probabil, Aline, nu știu, dar neobișnuiță, sigur.
Zic, mâine dimineață vreau ca să aud că ați dus flori. Băi, oameni buni, vine dimineața, mă întâlnesc cu, la noi, prezbite, prezbitele principal, vine cu soția, deci, vălie unealul și am văzut asta, și ai văzut, bă, Rodica? Hai să spun, zice, la florărie era bărbații pocăi, stăteau la rând, zic, aleluia! A făcut și vânzare la flori și o ferioasă neveste. Oameni buni, stau să întreb, de ce nu suntem centrume până la capăt? Lucruri mici, ne mutăm mai departe. Hai să vedem. Vedeți cum motivăm? Așa se motivează. Acum uitați-vă, doamnelor, I'm sorry, pentru voi vi se pare poate mai greu? Cine l-a cucerit pe soțul tău? Tu. Ce să faci? Recucerește-l. Păstrează ierarhia în sânul familiei. Întâi, Hristos, bărbatul și soția și apoi copii. În final, mâine o să vă prezint umbrela familiei, foarte faină, o aveți și pe material. Al doilea, al treilea, gânduri. Ce gânduri, doamnelor? Ce gânduri? Raționale. Simt, fain, simțiți, dar gândiți și rațional și să aveți mare grijă. Al cincelea, relație și a șasea, citiți-o voi. Cine citește-o, doamnă? Hai, ce vă rușine? În gând, mersi Aline, în gând, sexualitatea, ok? Am vrut să spun ceva, dar m-am oprit, mă opresc, e mai bine, da? Da, dar foarte, foarte important. Dragostea nu trece prin stomac, ne mutăm mai departe, înțelegeți? Hai să ne mutăm mai sus. Ciclul recompensei este finalul. Întotdeauna, dragostea lui, indiferent. Întotdeauna respect, indiferent că te iubește sau nu. Dragilor, de acord? O iubesc necondiționat. Amin? Ziceți fraților. Amin? Mă supun necondiționat. Revin că am uitat la Abigail. Cea mai frumoasă chestie, știți care este la Abigail? Cine știe? Vedeți, doamnelor, surorilor, nu luptați voi cu bărbații voștri. Eu nu cred că Abigail s-a luptat cu un nebun ca Nabal. Când stătea de vorbă cu un cuplu, erau amândoi. Acum se împăcase bine. Și ea se uită la el și zice... Mă, zice, și al meu e nebun, frate, dar nu e nebun chiar ca Nabal, zi mulțumește Domnului. Da. Și fiți atenți ce a făcut ea. Vă aduceți aminte că David, cu oaste întreagă, pleacă să distrugă toată familia lui Abigail. Ce face Abigail? Iese înaintea lui, se pleacă în fața împăratului, nu e greu, ok? Dar cea mai frumoasă chestie, uitați-vă cuvântarea Abigailei. Ce spune David? Binecuvântată să fii tu și binecuvântată să fie gândirea ta. De ce? Ascultați acum. M-ai oprit să vărs sânge nevinovat. O femeie care a oprit mânia unui împărat. Surorilor, sunteți acolo puternice să opriți mânia soțului? Și acum, știi ce se întâmplă când moare Nabal? La 10 zile moare Nabal. Scapă, te scapă Dumnezeu de Nabal. Știți ce face David? Alin, nu știu că te-ai întrebat, de ce dă ordin imediat să aducă nevastă pe Abigail? Eu știu. Ea îmi va fi de folos mie, ca să mă oprească de la mânie, de la asta, știa, se cunoștea și îmi va fi util Abigail. Vedeți ce frumos exemplu avem aici? De aia zic, necondiționat. Ne mutăm și mai departe, slavă Domnului încet, încet. Ați auzit de asta? Există în familie așa ceva? Există abuz? Ce reprezintă? Poate că n-ați știut și eu nici eu n-am prea știut, am tot căutat. Câte tipuri de abuzuri sunt? Să știți, le găsiți în familie. Vă rog să mă credeți. Abuz? Fizic, emoțional? Sexual? Da, în cadrul familiei. Poate să fie abuz sexual. Haideți să fim deschiși și biblici. Da? Pavel spune doar cu bună învoire. Ok? Are în vedere treaba asta, chiar dacă nu aveți cuvântul acolo. Acum, ce mai este? Subtituri de abuzuri. Respingere, izolare, ignorare, ostilitate, critică continuă, amenințarea cu abandonul chiar și cel spiritual. Să știi că te las. Oameni buni, nu știu de ce. Nu știu dacă voi sunteți pe mine, cu mine pe aceeași linie. Atât de frecvent au treaba asta, Alin. Bă, frate, m-am gândit să ce să faci mai? Să-l las, să-l las. De unde vin oameni în treaba asta? Abuzul emoțional aici începe. Și dacă, i-am spus la cineva, știi cui a dat idee diavolului, cine a dat idee
ideea diavolului voi. De ce? Păi voi ați dat ideea. Că ați spus mereu, te las. Și știți în ce stă puterea vieții și a morții? Ce? În vorbe. Grijă mare, vă rog mult. Toate acestea sunt experimentate de soți, de soții, cât și copii, din păcate. Și în multe biserici. Există abuz spiritual în biserici? Da, din nefericire. Doamne, milă de noi. Există abuz verbal în biserici? Wow! Există abuz fizic? Abuz fizic? Da, am găsit și eu, cu regret vă spun. Wow, ce se întâmplă? În ce direcție mergem? Doamne, milă de noi, ne mutăm. Neglijența. Ce ziceți? Iată un alt abuz, un alt aspect al abuzului. Nevoile fizice, nevoile emoționale. Neglijența emoțională. Vedeți ce am pus aici? Divorțul emoțional. Imposibilitatea de a oferi partenerul, dar și copilului tău. Ce? Dragoste, suport emoțional, afecțiune, speranță de care aceștia au nevoie pentru o dezvoltare psihică și spiritual armonioasă. Neglijența, vorbim de spiritual-educațională. Orice bărbat, ascultați, care își neglijează soția și copiii datorită altor priorități, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Aș vrea să vă întreb dacă știți ce spune Apostolul Pavel în, ajută-mă, în 1 Timotei 3. Cine nu are grijă, cum zicea, de-ai săi, este mai... Și știți cum continuă? Unde începe lepădarea de credință, frați, dragi și surori? Acolo. Și s-a lepădat de credință, ar trebui să ne cutremure cuvântul ăsta. Lepădarea de credință nu vine acolo afară. Dacă îți neglijezi familia și dacă n-ai grijă de soție, de soț și de copii, asta spune Biblia, nu eu. Să fim foarte atenți. Mai mult decât orice, dragilor, asta e fain să o știți. Mai mult decât orice, le puteți oferi pe lume, copiii au nevoie să știe că tata o iubește pe mama, mama îl iubește pe tata, împreună voi sunteți capul și inima familiei. Amin? Mulțumesc, ne mutăm. Aici am tragedia divorțului, cei care vreți, e vorba de fratele Luigi Mițoi, dacă ați prins pe YouTube, căutați tragedia divorțului. Vă cutremură, dar mi-ar place să ascultați. Dar ca să nu pierd timp, dăm mai departe. Ne mutăm la primăvară. Da, mai avem timp, bun. Ok? Primăvara este timpul semănatului, în familie. A speranței, a noilor începuturi. A noilor începuturi. Există, nu? Dumnezeu e Dumnezeu șanselor. Ok? Scuzați-mă dacă intru în niște probleme, chiar la voi. Știu, v-a lăsat soțul, v-a lăsat soția. Oare Dumnezeu împotriva unui nou început? Nu mă bag iar în chestii că intră în treabă. Dar se poate să fie un nou început. Pentru că și cei care am trăit divorțul emoțional, nu? A fost un nou început? Da. Totdeauna să vă gândiți la asta. Modalități noi de a asculta, de a-ți iubi partenerul care te va face mai conștient de iritările neașteptate care se pot ivi în acest moment neplăcut, anotimp neplăcut, primăvara. Ne mutăm. Uitați-vă, le aveți aici. Ok? La începutul căsniciei și în timpul căsniciei semănăm. Vrem, nu vrem. Așa este? Acum întrebarea mea este cum semănăm și ce semănăm? Semen un gând? Ok? Semen o faptă? Culegi un obicei? Ce destina mea? Nu pleacă de la ce semănă tu? De acord? Acesta e destinul meu, nu te mai plânge. Seamănă potrivit cu neprienirea și vei secera. Fiecare zi din viață, credeți ce scrie acolo? E o zi. Sunteți de acord? Fiecare zi, o nouă zi pentru copii. Fiecare zi, o nouă oportunitate de a semăna. De mai departe, poate că nu credeți ce urmează. Cu cât investești mai mult în celălalt, cu atât investiția crește. Fantastic, nu? Ok, rămânem aici. De ce este iubirea? De ce este dragostea? Vă rog să citiți.
Sunteți de acord cu această afirmație? Da? Dar Dumnezeu ne iubește, Doamne, dă-ne dragoste, păi alege că Dumnezeu ți-a dat-o. Ați observat, spuneam doar de trecută când am fost la voi, dacă țineți minte, că ne cerem lucruri care deja le avem? Știți? Vă garantez că aveți mai multă biruință dacă veți mulțumi. Cu privire la dragoste. Roman capitolul 5. Căci dragostea lui Dumnezeu a fost? Voi credeți asta? Da sau nu? Nu vă mai rugați, Doamne, dă-ne dragoste, că Domnul spune, ți-am dat-o. Știi cum e? Vă rog să mă credeți. Băiatul merge bine de la școală. Mama, ce să mănânc? Du-te la frigideră, că e plină mâncarea cu frigideră. Da. Fetele, mama, cu ce să mă îmbrac? Du-te la garderobă și iasă, garderoba plină. E așa? Dumnezeu ți-a dat, du-te și ia. Mulțumesc, Doamne, mi-ai dat dragoste, mulțumesc că mi-ai dat o soție. Mama, să... Fac practic acum dragostei tale, ok? Să investesc. Nu e un sentiment, este o alegere. Haideți să vedeți câte alegeri facem noi acum. Ce urmează interesant. Credeți ce scrie acolo? Eu am găsit scris de adevărat. Cel puțin 100 de alegeri pe zi. Vă dau câteva. Aleg să iubesc soțul sau soția. Aleg să fiu bun. Sunteți de acord? Grijă mare ce alege face. Mai departe. Ok, mă opresc aici cu întrebare. Pentru cât timp ați luat soțul și soția? Pe viață. I'm sorry. Voi ați ales-o? Voi de jos, așa cum este, nu? Știți întâmplarea cu nenea la sărac, care n-avea bani să cumpere nimic de la piață, știți? Și a zis, nu du-te la piață, ăsta n-avea nici bani mulți, și a zis, trebuie să iau de la piață. Făcuse un bol de mămăligă și s-a dus să ia o ceapă, știți? Și mă zic, băi, o ceapă mare să mă sature, că n-a ce ceapă mică. Nu să mă să la ceapă cea mai mare. Și ajunge acasă, e o întâmplare faină, cu morală foarte bună. Și ăsta când desface ceapa, vă dați seama, desface o foaie de-aia, lăcrimează. Bă, și până nu mai dădea nimic, că era mare ceapa. Și la un moment dat omul spune, plângeți ochi, că voi ați ales-o. Așa este, nu, soră? Așa este. Și atunci ce să facem? Mergem mai departe. Se mână prin limbajele dragoste, vedeți? Prin exemplul lui Iisus Hristos. Vreau să nu dai mai departe, iarăși vă spun, nu Gary Chapman, cum îl cheamă? El a scris cele 5 limbajele dragoste. Da? Vreau să vă zic că m-am dus în Biblie și am văzut, zic, adău, stai așa, că înainte le-a fost Iisus Hristos. El ne spune aceste lucruri, fiți atenți. Primul lucru, atingere, Iisus a luat copilații, interesant. Mă dați voi un exemplu unde vedeți atingerea și îmbrățișarea. Acum vorbeam zilele astea cu cineva. Parcă iarăși mi s-au deschis ochii. Exemplul lui tata și al lui Iisus. Când vine fiul risipitor, cine de voi și aduce aminte ce face tata? I-a alergat înainte și l-a luat în brațe. Limbajul dragostei Dumnezeu ne le-a dat. Utilizați-le. Mi-a zis, bă, frate, ești prea romantic. Ce cu limbajele dragostei? Ăsta e super sfânt picat de undeva, de pe lună, nu știu de ce, înțelegeți? Dar este biblic. Dumnezeu Iisus o arată. Mai departe. Timp de calitate. Și-au luat ucenicii? Mai e o chestie. Unii zic, bă, frate, nu avem nevoie de scori biblice. Știți că e greșeală mare? Iisus de 3 ani și jumătate a avut cursuri zilnice. De acord? Iisus cu ei 3 ani și jumătate și a petrecut timp cu ei, timp de calitate. Mai departe, slujire. Fiul omului a venit ca să... Sunteți de acord cu ce urmează să spun și mai ales pentru îndrăgostiți? Tu nu te căsătorești să ți se slujească. Știați? Te căsătorești să... Amin. Slujești soțului meu drag, soții mele dragi, copiilor mei, că e la rândul lor să slujească altora. Ok? Investiții. Mai departe, cuvinte de apreciere, încurajare.
1 Corinteni 11, v-am spus, vă laud că în toate privințele, Apocalipsa, iarăși avem acele exemple. 1 Tesaloniceni, Pavel, laudă bisericile acestea. Deci observați, asta să fie limbajul nostru. 5, ultimul, care l-aveți aici. Oferire de cadou. Ce cadou ne-a dat Dumnezeu? Ioan 3:16. Vă rog să spuneți harul, ce ați făcut ca să-l primiți. Chiar nimic? Chiar nimic? Auziți, eu m-am rugat greșit. Nu știu. Da, dă-te rog înapoi, auzeam, frate, care... Păi uite, nu ai ce ai vrut. Mulțumesc. Fiți atenți o chestie cum mă rugam eu și mă rugam greșit. Domnul ne iartă și de asta. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat mai mult decât merit. Nu era rugăciunea corectă, de ce? Am și eu merite. Mulțumesc, soră, nu avem, aveți un merit? Ce bun Dumnezeu avem. De asta am spus, dragoste necondiționată, nu merit, dar El o face. Bun, mai departe. Văzut în cântarea cântărilor, observați, 1.12, dezmerdările mai bune decât vinul ce v-a spus la început, ce lipiți sunt pe buzele tale, ok, mirosul hainelor tale, vedeți, astea, ok, te-aș săruta semnul căsătoriei romantice sănătoase, atingerea, trage-mă după tine, haide să alergăm. Și uite exact ce am vorbit noi de fiul risipitor, avem iarăși un exemplu frumos. I-a căzut pe grămadă și a răsărutat mult, incredibil. Și acum vă rog să mă credeți, hai să fim acum, gândim noi că e o pilă acolo, da? Să te duci la unul care miroase și să-l îmbrățișezi, îți care bine. La unii poate că miros rănile alea din trecut. E că ne este greu să ne apropiem de unul de ăsta. Apropie-te, îl câștigi cu dragostea din Dumnezeu. Dragostea ta îl poate câștiga. Oameni buni, e adevărat sau nu? Că suntem atâția răniți în lumea asta că și în familie încât nu mai putem să găsi. Apropiați-le, legați-le rănile oamenilor. Non-verbal mai mult decât cu cuvinte. Aici iarăși îmi lipsește, nu putem să dăm îmbrățișări. Haideți să vedeți efectele, vi le-am promis că vi le arăt. 10 motive foarte interesante pentru îmbrățișare. Căldura unei îmbrățișări sincere transmite încredere și siguranță. Ai pe cineva care n-are încredere, nu-i în siguranță. Dom'le, dă-i un brățișare, dă-i un hug. A big hug, no problem. Nothing wrong, nu e nimic rău în treaba asta. Ok? Chiar dacă, doamnă, ai grijă cum îi dai, da? Dar are nevoie. E mai periculos, dar, ok, mă rog, nu vă sfătuiesc eu ce aveți de făcut. Grijă dacă e un bărbat gelos, nu o fă. Îmbrățișările reduc stresul și cresc imunitatea oamenilor. Că după COVID toți am pierdut imunitatea, nu? Ce spune mai departe? Când ești stresat, primești o cantitate de cortizol, hormonul stresului, mamă, observați, din organism, eliberând tensiunea și trimițând creierul mesaje de calmare. Nu-i crește stresul, îi scade. Dacă nu-l îmbrățișezi, te plângi că e stresat. Ia dă-i o îmbrățișare. Și la copilul tău, zici, mă stresez, mă copil. Așa spune așa. Nu mai pot, frate, mă stresează. Păi, dă-i soluție, ce să dă? Îmbrățișează. Păi, dai nervos. Nu, nimic, îl îmbrațe. Nu, lasă-l pedepsesc. Aveți grijă la pedepse. De astea. Mai ales la generația actuală de copii, nu? Îmbrățișările luptă cu singurătatea. Cu singurătatea. Pot declanșa instantaneu creșterea nivelului de oxitocină. Știi ce este oxitocină, da? Cea care face să crească dopamina. Dopamina e hormonul al fericirii. Ești fă fericit, domne, îmbrățișează, îi crește, da, și serotonina, și dopamina, și ale toate cu mină, și doarme ca în mină. Înțelegeți voi? E fain, dar de ce să nu o facem? E binele nostru, care până unii parcă e pedeapsă. Doamne, iartă pe aceștia. Bun, ne mutăm mai departe. O îmbrățișare prelungită peste 20 de secunde crește nivelul de oxitocină, hormonul fericirii, implicit se îmbunătățește starea de spirit. Dar nu vă certați, dați hug-uri și s-a stins, nu? Chiar dacă te greu, hai să te îmbrățișez, dar nu voi te îmbrățișez, dar îmbrățișează-o. Ok? Scuzați. Mențin inima sănătoasă. Ok? Nu mai merge la medic. Tu ești medicul soțului, soției tale. Datorită lor există un risc scăzut de cazul bolilor de inimă. Vă întreb așa, în serios, pe vremea părinților mei, când eram eu, că voi nu erau atâtea boli de inimă, oameni buni. Așa este? De ce sunt acum atâtea boli de inimă? Suntem prea pretențioși, familii disfuncționale, nu știți să ne motivăm unii pe alții, nu? Chiar în cadrul nostru, al familiilor creștine. Ok, mulțumesc, o luăm de la capăt. Sau ce urmează acum?
o pauză de aproape. Termină la 5, am zis, nu? Sau la 5 jumate, câte? Uitați-vă voi pe program. 17, nu? Bun. Am început mai târziu, dar hai să vedem. Datorită mie, nu datorită vouă. Ok. Please, ajută-mi. Așa. Încrederea în noi. Cine a spus? Unii n-am încredere în mine. Probabil că i-a lipsit îmbrățișarea, dar mama, cineva care să-i dea încrederea în noi, încă de la naștere avem nevoie de îmbrățișare. Ați văzut copilul ăla care îl înveți mereu cu îmbrățișarea și îl îmbrațe? Wow! Dați-mi voi să vă spun o chestie foarte, foarte faină. Aici o fată deșteaptă. Cine a spus că de la 6 luni de zile copilul simte? Ha? Sora Alina. Așa. Da, așa. Hai să vă spun ceva foarte real. De la fiica mea a doua, Filip era în pântecele mamei după 6 luni de zile. Și juca box în uter. Înțelegeți voi? Și la un moment dat, ginerele meu a luat aspiratorul și a aspirat prin casă. Lucru real. Înțelegeți? Și ce a observat Ligia, fiica mea, că în timpul ăsta băiatul era tranquil, era liniștit. A doua zi că se întâmplă același lucru, acum era experiment, știți? Zice, bebe, îi spune, bagă repede acum, te rog, aspiratorul. Bagă aspiratorul, liniște băiatul. Și ori de câte ori se mănâncă, bagă aspiratorul. Îl aduce de la maternitate, oameni buni, acasă, împătuți, și când începe ăsta să smiorgă, îi spune, ce crezi că face ginerul? Bagă aspiratorul și ce face Filip? Tranquil. Da, de unde? Din pântecele mamei. Ce important este acesta? Și noi de la 6 luni simțim tot ce a nevoie. Asta e cea mai importantă perioadă, cea intrauterină. Foarte important. Vă mai ajut cu ceva bine, dacă îmi permiteți. Uitați-vă în Scriptură. Atunci când Maria, mama Domnului Iisus, merge la Elisabeta, țineți minte, era luna 6, spune. Momentul în care intră Maria, ce spune Elisabeta? Cum i-a fost dat să vină la mine? Mama Domnului meu, cum a intrat? Tu mi-a săltat? Dar nici Elisabeta nu știa. Vă spun eu care credeți că era motivul. Se bucura mama Elisabeta. Bucurându-se, a transmis fătului ei bucuria ei. De ce sunt atâția copii, haideți, anxioși, frustrați? Domnule, de unde era ADHD-ul? De unde era asta? Hai să ne punem și noi întrebările. Păi dacă mama este anxioasă, mama este frustrată, scuzați-mă. Mama este în conflict. Cum o să fie copilul ăla? Uitați-vă lumea care ne înconjoară. Repet ce am spus. Inima liniștită, mintea sănătoasă. Doamne, ajută-ne și ai milă. Amin? Ok. Îmbrățișarea relaxează musculatura, da? Eliberează tensiuni din corp și așa mai departe. Dă mai sus, te rugăm, încă alte motive. Ha, ne învață să dăruim și să primim. Îmbrățișează și vei fi îmbrățișat. Ok. Îmbrățișările funcționează precum meditația sau râsul. Cum adică, Doamne, când am văzut-o, spune așa. Toate ne învață să trăim în prezent, să trăim momentul, să simțim energia vieții. Îmbrățișările ne scot din rutina cotidiană, neobișnuitul, și ne conectează la propria inimă. Și ultima, schimbul de energie într-o îmbrățișare este precum o investiție într-o relație ce încurajează empatia. Bun. Mergem mai departe. Timp de calitate. No, asta e marea problemă la noi. Așa-i? Mai ales la doamne. Câte doamne sunt bucuroase de timpul de calitate al soțului cu voi? Mi-a plăcut o soră acolo care a zis, da, e bine să trimiți și copiii, dar tu singur cu soția ta. E fain? Da. E mare nevoie. Atunci accepta să duci copiii la bunici, tu și soția, am spus, frate, ce frate, ce? Mă duc și dau bani la restaurant, dar pot să-mi facă nevastă mea o mâncare. Zic, băi, omule, nu de asta, nu de mâncare vorbim. Este oameni buni. Domnul la ce gândește? Da, fiecare gândește ce-i în capul lui. Dom'le, nevoie, ai nevoie eu cu ea. Merg pe stradă, discut probleme care poate nu le discuți acasă. Chiar ascultați-mă, nu încercați după conflict sau imediat să rezolvați conflictul. Mă credeți, vă răniți mai tare. Da? Adică, noi suntem două bombe amorsate, așa-i? Și dacă punem mâna, explodează, ne rănim. Dom'le, așteptați să se dezamorseze, lucrați la dezamorsare, este mult mai greu. Mă înțelegeți? Și apoi mergeți să discutăm probleme. Nu le lăsați nediscutate. În timpul de calitate. Stăteam cu un frate de vorbă, asta era perceperea lui total greșită, îl știu, a fost dur, tatălui la fel,
Și spune, dar tu mai îți îmbrățișezi soția. Dar el, fiți atent, și predicator. Auzi? Bă, fratenelu, dar tu îmbrățișa un arici? Zic, ce-i asta, mă? Dar ce nu știa ce vreau să... Ce mă arici? Păi dacă nevastă mea are țepi. Oh. El avea, vă spun sigur că știu. Okay. Păi zic, da, mă. Păi cum l-ai îmbrățișat, mă? Zic, mă, întâi știi ce? Îi lucrez ca să-i dau țepi jos. Și apoi să-l îmbrățișez. E bine ce zic. Era mai tinerel pe atunci, n-am greșit. Ok? Deci se poate. Slujirea, efortul. M-a dus de izi de mine, să-l aveți voi acolo, ne mutăm mai departe, încântarea cântărilor, limbajul trupului, pardon, cuvinte de apreciere. Aveți o grămadă de cuvinte de apreciere în cuvântul Domnului. Oferire de cadouri, da? Parfum, mamă, ce le place doamnelor. Să nu mă trimite nevastă mai ca o barnă. Zic, mamă, hai cu mine? Are și ea barnă. Uite, eu îți fac cadou. Ia, ce-ți place? Nu, nu-i bine? Da, dar ea vrea ceva de specialitate. E păcat. Cum numai femeile din lume fac așa ceva. Voi ce ziceți? Hai să aud puțin câteva sfaturi. Sau frați, mai bine zis. Fraților, cum vedeți problema asta? Au voie doamnele noastre? Na, acum suntem aici, ce să-i facem? Oferire de cadouri? Bine, Paul, bravo. Ai auzit? Are un punct tare acum. Dă-i nota 10. Da? Ok. Bun. Ne mutăm. Împline... Uitați-vă, am vrut să pun doar atât. Toate cele care am vorbit au un efect pozitiv. Uitați-vă, vă rog, la cuvintele de apreciere. Împlinim nevoile de apreciere. Dumnezeu a văzut că erau bune, toate bune. Fiindcă ai preț în ochii mei, Dumnezeu apreciază și noi trebuie să apreciem. Valoarea și demnitatea umană a fiecăruia trebuie să ne dăm, să ne recunoaștem. Nevoie de a ne simți importanți, importantă. Voi credeți că sunt persoane care le spun, ești important? Nu sunt, domnule, cine ți-a spus? Ea nu crede că este importantă. Probabil că asta i s-a spus. Păziți-vă, vă rog mult, să etichetați copiii, bine? Știți ce înseamnă? Copii etichetă, care, copii care poartă etichetă. Aveți mare grijă, nu etichetați copiii, nu etichetați soțul, că atunci asta chiar e toxic, să avem grijă. Uitați-vă, am pus puțin sub forma unei piramide ca să înțelegem împlinirea acestor trebuințe. Vedeți trebuințele biologice care le vedeți la bază, la bază, dar iubire și apartenență, relație, acceptare, Ioan 3:16, securitate fizică, siguranță, zilei de mâini, Domnul ne-a spus, aprecierea, semnătate, importanță, demnitate, mult mai de preț ca păsările și florile de pe câmp. Vedeți că Dumnezeu ni le-a realizat toate astea, da? Aceste trebuințe. Avem acestea, le-am mai arătat, am vorbit de ele, trecem mai departe, mulțumesc foarte mult. Fiți atenți, Larry Crabb, am luat să iau din manualul lui, să le punem aici să vedeți și dumneavoastră, mulțumesc că le dai pe toate, nu trebuia, dar lasă-le și așa. Vreau să uităm la partea din stânga, fiți foarte atenți. El vorbește de trei stadii în viețile oamenilor, împliniri sau neîmpliniri. El merge pe prima idee, stadiul A, trebuințe umane fundamentale satisfăcute de cine? De Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Oameni buni, asta o face Duhul Sfânt, vă dă importanță, semnificație în ochii lui Dumnezeu, avem valoare. Și uitați-vă ce ne dă. Semnificație și ne dă cea mai mare siguranță. De ce să vă temeți? Mulți creștini luptă cu frici. O să vă dau mâine, am avut, mi-a fost și student, înțeliți, o doamnă, copilul, unul a trecut la Domnul, altul cu dizabilități, 36, fata era în gata de mariaj și era foarte, foarte profund, în depresie. Și mi-a cerut ajutorul, înțelegeți? Și a început să-mi spună problemele. Zic, te rog, soră, fii amabilă, este o cale foarte faină și de vindecare, eliberare, punem pe listă toate problemele de care ți-e frică, pe WhatsApp. Credeți ce vă spun? Avea 22 de probleme de care era frică. Wow! Care sunt problemele de care ți-e frică ție? Știți ce a fost interesant? Că după ce am trecut prin toate, a recunoscut că multe erau imaginare. Și vă garantez, este dovedit științific, specialiștii ne spun, atenție, 80% din tot ce ne frică sunt imaginare. Restul pot fi reale. Și pentru 80 să-ți faci probleme, frică, nu ai de ce. Domnul îți dă siguranță și semnificație. Fără Dumnezeu,
cele mai multe nevoi care pot fi împlinite, care sunt? Exact ce vedeți în noi, puterea și plăcerea. Iertați-mă, îngăduiți-mi, în multe familii creștine, bărbații fac caz de asta, de putere și de plăcere. Sunt și invers situații în care doamnele trec la cârmă, la condus și plăcerea. Aveți mare grijă. În stadiu ce? Consecințele inevitabile pe termen lung ale vieții fără Dumnezeu. Violență și imoralitate. Vedeți, astea patru de jos. Putere, plăcere, violență, imoralitate. Lumea în care trăim noi. Creștinii, copiii Domnului, ne încadrăm și încercăm să ne încadrăm în stadiu abun. Ne mutăm mai departe, mulțumesc foarte mult. Wow. Opriți puțin, vreau să vă spun aici și vreau să urmărim o chestie, un show, este adevăr. Undeva în Statele Unite s-a întâmplat aceasta, a fost un experiment, înțelegeți voi, la o școală, cine ești contează, nu ce faci, cine ești contează, și profesorul director a vrut să vadă ce impact va avea asupra unei comunități această experiență. Haideți, dă repede că le citesc toate pe rând. Fiți atenți. El a chemat pe fiecare elev în fața clasei, pe rând, întâi a spus fiecăruia ce semnătate a avut pentru ea și pentru elevi. I-a dat-o fiecare o panglică albastră, imprimată cu litera lui pe care scria "Cine sunt eu?" contează. După aceea, profesoara a decis să realizeze un proiect al clasei, să vadă ce impact are avea recunoașterea asupra unei întregi comunități. I-a dat fiecare student trei panglici și i-a spus, dă-le mai departe, urma ca să vedem rezultatele, să vedem cine pe cine a cinstit și să comunicăm rezultatele. Unul dintre băieții din clasă s-a dus la un director junior dintr-o companie din apropiere și l-a premiat pentru că l-a ajutat cu planificarea carierii, caz normal. I-a dat o panglică și a pus-o pe cămașă. Fiți atenți cine era omul acesta. Apoi l-a chemat, i-a mai dat două panglici și spune omului, facem un proiect de clasă pe tema recunoașterii meritelor, ne-ar plăcea să mergeți să găsiți pe cineva care să-i apreciați, să-i dați această panglică albastră. Mai târziu, directorul junior s-a dus la șeful lui, care avea reputația, în ghilimele, de a fi un tip morocănos și pe ăsta îl puteți câștiga, credeți? Fiți atenți! I-a spus că îl admiră, că este cu adevărat un geniu creativ, nu că e morocănos. Un geniu creativ, o realitate. Șeful a părut foarte surprins, directorul junior a întrebat dacă ar acceptă, a acceptat și a pus-o în piept. El merge mai departe cu acest proiect, e cel din figură, șeful a zis, bine, sigur, directorul junior a dat panglica, a pus-o chiar pe sau cu șefului deasupra inimii. Apoi l-a întrebat dacă vrea să ia această panglică, să o dea altcuiva în semn de apreciere. Foarte interesant. Adolescentul care mi-a dat-o are un proiect la școală. Vrem să o ducem mai departe, această ceremonie, să vedem cum afectează ea pe oameni. Cine ești contează. În acea seară, șeful a venit acasă, s-a așezat împreună cu fiul său de 14 ani. A spus, cel mai incredibil lucru mi s-a întâmplat astăzi. Eram în biroul meu și unul din angajații mei a intrat, mi-a zis că mă admiră, mi-a dat o panglică albastră pentru că sunt un geniu creativ. Imaginează-ți, el crede că sunt geniu creativ. Apoi mi-a pus în piept o panglică albastră pe care scria, cine sunt eu? Contează, face diferență, asta face diferența. Și acum spune așa, mi-a dat o panglică și mi-a cerut să găsesc pe altcineva pe care să-l apreciez. Tata spune, în timp ce mă întorceam acasă, am început să mă gândesc pe cine aș putea aprecia și oferi această panglică și m-am gândit la tine, fiul meu. Vreau să te apreciez pe tine, fiul meu. Zilele mele sunt confuze, când vin acasă nu-ți dau multă atenție, țip la tine, pentru că nu e note suficiente de bună la școală și pentru dormitorul tău dezordonat. Cunoașteți fenomenul. Dar apreciați copiii, nu uitați. Cumva în seara aceasta am vrut doar să mă așez aici și e bine. Doar să te fac să știi că tu chiar contezi pentru mine. Bun. Alături de mama ta, tu ești cea mai importantă persoană din viața mea. Ești un puș minunat. Și te iubesc. De 14 ani a spus-o. Emoționat, băiatul a izbunit în hohote de plâns și nu se mai putea opri. Întregul corp îi tremura ca real. S-a uitat la tatăl său și a zis printre lacrimi, tata, astă seară, mai devreme, stăteam în camera mea și am scris o scrisoare pentru tine și mama, explicându-vă de ce a trebuit să-mi iau viața și vă rugam în această scrisoare să mă iertați.
Avem decât să mă sinucid în noaptea aceasta, după ce voi veți fi adormit. Chiar am crezut că nu îți pasă deloc de mine. Scrisoarea Iisus, nu cred că voi mai avea nevoie de ea. Tatăl s-a urcat în camera băiatului, a găsit o scrisoare sinceră și plină de suferință și de durere. Șeful s-a întors la lucru un om schimbat. Nu mai era morocănos, a asigurat pe toți angajații lui că într-adevăr și ei contează, fac diferență. Uite așa schimb morocănosul. Directorul junior a ajutat pe mulți oameni în planificarea carierei, unul fiind șeful său, și nu a uitat să le spună că ei fac diferența în viața lor, în viața lui. În plus, tenorul și colegii săi de clasă au învățat o lecție valoroasă. Eu am învățat-o și voi la fel. Cine ești, contează. Și dați-mi voi imaginar să vă dea apa în greca albastră, a voastră. Sunteți prețioși. Sunteți prețioși. Aveți valoare. Pentru ceea ce sunteți, fiți binecuvântați. Frumoasă experiență? O puteți face și voi cu copiii voștri? Sunt tați care nu și-au spus copiilor, credeți-mă, măcar odată te iubesc băiatul meu. Spuneți, nu fiți gârciți, dragilor, ne mutăm mai departe. Semânarea prin limbajele dragostei. Exemplu Domnului Iisus, le-am mai amintit, trecem peste ele, de la repede, te rog, că vreau să mă încadrez în timp. Le avem, da? Le aveți și în manual? Ha, las-o asta, că asta e tare de tot. Aici aveți și un test, e la voi în manual, dacă nu vi-l și dau. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Iar cei ce o iubesc, ce vor face? Sorry. Ne spunem une cuvinte, unul altuia, și ne supărăm de ceea ce se întâmplă. Îngăduiți expresia, mâncăm roadele. Acum, nu lăsați să iasă din... Am dat o nouă traducere foarte faină. Nu lăsați să iasă din gura voastră nicio vorbă nesănătoasă, ci numai ceea ce este de ajutor pentru a construi pe alții conform nevoilor lor, pentru ca să fie în folosul celor care ascultă. Crezi sau nu, spune așa, cuvintele tale au putere. Ele pot ridica, ele pot răni, ele pot aduce încurajare sau descurajare, pot atrage oameni către tine sau îi pot alunga, îi pot îndepărta. Este atât de ușor să dai drumul la mânie la furie exprimate prin cuvinte. Uneori le spui pentru a-ți pune părerea. Alteori pentru a împărtăși ceea ce ai în inimă, nu? Astea sunt poate pentru nevinovate. Dar uitați-vă mai departe. Cuvintele tale, bun, se acumulează, fiți atenți, se stochează în... Unde? La purtător. Eu le am. Dacă sunt amărât, supărat de ani de zile, vorbesc cu voi, dar fără să vreau, ce se întâmplă? Dau drumul gurii mele, că am o cantitate adunată, așa este, destul, un pachet întreg, gândiți-vă bine la asta. Și atunci vreau să fiu eliberat, nu i-am spus la nimeni, n-am vorbit cu nimeni. Și cei mai mulți care nu atunci găsesc paratrăsnetul în familie. Băi, doi, paranteză, când vă loviți copiii, când pedepsiți, haideți să fiți obiectivi, de ce? Eu așa am făcut, dar acum m-am trezit. Adică mai de mult, scuzați. Este ca și cum copilul îi pare trăsnetul tău. Pac! Ai dat în el. Na, că m-am ușurat. Serios. Cred că te-ai împovărat. A spus, lasă că am zis la bărbatul meu. Serios. Nu-i pare trăsnetul tău. Deși de multe ori suntem pare trăsnet. Nu? Spui soției tale ceva. Na, dar trebuie să mă ușurez și eu. Nu acolo e locul. Toți psalmii de imprecație. Știi ce e psalmul de imprecație? Da? Când cheamă trăsnirea lui Dumnezeu, blestemul lui Dumnezeu, a citit psalmii lui David. Mulți ani n-am înțeles ce spune David treaba asta, oameni buni. De ce bagă Duhul Sfânt prin scrierea lui David aceste lucruri? Știți care e scopul? E foarte fain. Dumnezeu este cel mai bun psihoterapist, cel mai bun consilier. Și David își descarcă sacul de jale. Observați! Doamne, nu eu, Tu, Doamne, eu nu mă ating de ei. Doamne, dă-le, fă-le, nu știu ce, înțelegi? Dar e fain să te ușurezi înaintea Domnului. E sau nu?
Mie asta îmi place, Doamne, mă duc și eu acolo, Doamne, iartă și pe iubita mea, iartă și pe copiii mei, de ce nu o fac, că vă spune alt. Și eu făcea aceasta, ce frumos, nu? O făcea și eu, că n-am, mai dăm câte un party, happy birthday to you, mai venim cu torturi, cu torturi, cu de toate, o ducem pe acolo, înțelegeți? Dar e tare frumos să avem un timp de descărcare înaintea Domnului. Acolo e locul meu și al vostru, oameni buni, ca să fim plini de pace și bucurie în familie, mai departe. Ok, le aveți la voi acolo. Ha, aici te rog să le lași. Bun. Mai e ceva jos, mai dă încă una. Bun. Așa. Acum v-aș ruga, e timpul vostru. 5 minute, nu vă dau mai mult. Vă rog să discutați puțin între voi, dacă n-ați discutat bine, soț, soție. După ce am văzut cele 5 limbaje ale dragostei, în cuplu și pentru copii, lucrați fiecare personal. Bifați minim, eu pun, vă dau mai puțin, 2 limbaje ale dragostei. Bine? Bifați-le pe care le considerați cele mai importante și pe care partenerul dumneavoastră, soțul sau soția, să le împlinească în relația voastră. Bine? Discutați cu soțul, discutați cu soția și de ce nu? Dacă aveți timp de rugăciune, rugați-vă măcar aici unul cu altul. Bine? 5 minute sale dumneavoastră. Pace și liniște între popoare, între familii. Vă rog, discutați-le. Adică vreau să văd că lucrați cu soțul, cu soția, cine nu, să-și facă rost sau ăștia care se căsătoresc, nici voi nu lipsiți, da? Băgați-le și voi pe acolo ca să știe viitoarea ta nevastă, viitorul bărbat. Ok? Bine? Ați înțeles ce avem de făcut? Alina a trebuit să plece. Da. Și mi-a zis că puteți să depășiți 50 minute. Da? Ca să închidem, cum trebuie să nu vorbim. Thank you. Îți vă mulțumesc, fi binecuvântat. Mulțumesc mult. Înțelegeți? Dați puțin mai înapoi. Stați. Dă puțin la limbajele dragostei, frate, și pune-le toate cele 5. Uite, acolo le punem pe ecran și le aveți și voi acolo, dar e mai greu de găsit. Mai spre aproape de final, da? Pune-le, te rog, frate, dă-i înapoi. Slide-ul. Puțin înapoi. Mai. Uite-le, astea 5, da? Știu că l-ați uitat, că e la Paul, cred că și-o duce aminte bine. Paul, mi-ești drag, de-aia te pomenesc mereu. N-am nimic cu tine.
Slujitor, rob netrebnic. Da, i-a spus fratelui că eu și noi suntem rob netrebnici. Suntem sau nu? Biblic, da. Ok? V-a fost 2-3 minute mai mult. Măcar un cuplu doi. Ați descoperit ceva? Nimic? Mai așteptăm. Da? Atunci vă dați timp într-o casă. E ok? Când aveți timp, bine? Ok? Timp de calitate? Bun. Mai avem rodare până la 5? Până la ora 5? Ok? Mulțumesc. Mulțumesc mult. Da. Deci mergem mai departe. Pot să stau cu... Da, mulțumesc. Ține loc la cafea asta. Că prea mult am băut, mă ține mai treaz. Așa, Alina. Mulțumesc că te rog... Florina, te rog... Am simțit și am văzut... Thank you so much. Bun. Ok, până aici a fost ok, dar fiți atenți, nu v-am dat timp. Aveți ceva întrebări? Că tot am vorbit eu așa, măi, ați mai vrut și voi, dar aveți ceva întrebări așa la tot ce am discutat până aici? Vă ascult. Vă ascult cu plăcere. Să știi că îmi place ce faci. A venit acum? Da? Fi binecuvântat. Da, bă, de asta, de asta. Te felicit. Să ne că e bărbat bun. E bărbat bun, tătic bun. Să-i țină Domnul năravul până la... Mulțumesc. Ok. Aveți întrebări? Am eu o întrebare. Deja v-ați plictisit? Haideți, fiți serioși. Serios, mă uimiți. Da. Există relații toxice. Da. Păi, vedeți, sunt două lucruri pe care trebuie să le știm. Acum, când gândim la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi... Cred că suntem de acord că Dumnezeu a făcut tot și ne-a dat tot în ce privește viața și blabe. Okay? Deci asta e lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Inclusiv neprihănirea noastră, punerea deoparte. Se cheamă lucrarea de drept. Ok? Ea a fost deja realizată. Nu știu dacă ați studiat 6 lucruri, lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Preștiința lui Dumnezeu aleși înainte de temerea lumii, țineți minte, da? Puși deoparte înainte de temerea lumii, ne-a socotit neprihăniți înainte de temerea lumii, ascultați bine, ne-a și glorificat, Romani 8:28. Deja Dumnezeu a făcut lucrarea. Când? Înainte de temerea lumii. De ce? Pentru că Hristos, în Hristos, ascultați-mă foarte bine, aveți mare grijă, inclusiv Duhul Sfânt, nu se slăvește pe sine. Duhul Sfânt îl slăvește pe Hristos, da? Noi suntem creștini, penticostal, baptiști, cristocentrici, focalizați pe Hristos. Hristos a realizat absolut totul și la mântuire. Plus minus nimic decât credința în Hristos. Deci planul este tot acolo. Soră dragă, asta este lucrarea de drept. Inclusiv ce ai spus, nu există în Hristos relații toxice. Teoretic. Practic, când venim la noi, la nivelul ăsta, înțelegeți? Din nefericire, hai să ne gândim ce înseamnă cuvântul toxic. Care face rău? Care îmbolnăvește? Face rău celelalte persoane, ok? Și atunci, ideea este următoarea. Dacă ne ridicăm toți la acest nivel pe care Hristos l-a realizat, suntem în Hristos, suntem făcuți de săvârșiți, noi tindem într-acolo, așa-i? Inclusiv în familie. Și noi am fost de acord de la început că nu există familie perfectă, nici în Biblie și nici aici. Avram, luați-l pe Avram și Sara. Și scuze să fie din partea mea față de părintele nostru Avram, cine a învățat-o pe Sara să mintă? Că a fost așa o minciună pocăită, știți? Adică și adevăr și... Zita, Paul. Și după Avram, am învățat și copiii.
Perfect, Paul, ai prins bine ideea. Observați? Mulțumesc. Pertinente. După el a urmat Isaac, aceeași problemă. Mulțumesc, foarte, foarte bine punctată. Și acum ideea care este? Vreau să observați, asta e tare frumos. Că noi de regulă primim la partea negativă. Ce a făcut Avram, ce a făcut cel? Dar observați o chestie, citiți-o acasă. Asta undeva în capitolul 12, dacă nu mă înșel, când coboară în Egipt. Citiți la capitolul 13 o expresie extraordinar de importantă, n-ați observat-o. El urca mereu spre miază noapte, între Betel și Ai. Acolo a coborât în Egipt, înțelegeți? Și spune, după experiența tristă din Egipt, Avram o ia pe Sara și așa continua drumul mereu spre miază zi, atât de frumoasă expresia, și spre munte, fain. Dar și ce spune? A ajuns între Betel și Ai, sublineați-vă, și aici a zidit un altar și a chemat numele Domnului. Adică, exact în punctul în care a coborât, nu? Exact când a coborât în Egipt, nu și-a continuat drumul fără să treacă la Betel și Ai și să zică, Doamne, chem numele Tău. Doamne, sunt convins că Avram a făcut-o. Îmi pare rău. Mi-a fost frică. Am îndemnat-o pe ea la rău. Voi credeți ce vă spun acum că Dumnezeu a iertat forever and ever? Pentru totdeauna? A aruncat cheia în adâncul mării. Credeți că și cu noi o face la fel când ne trezim din toxicitate? M-am înfuriat, iartă-mă și o spun cu sinceritate și nu mai există. Credeți? Vă dau una și mai tare. Sunteți gata? Credeți că Dumnezeu se uită la voi și vă vede neprihăniți? Prin Domnul Iisus. Ok, fain. Credeți ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel în vremea lui Balaam? Balaam nu era proroc, atenție, era ghicitor. Dar un ghicitor n-a putut să facă ceea ce a cerut nici Balac și n-a putut să facă ce i s-a cerut. Din contră, este fantastică chestia, dragilor, încât spune cuvântul Domnului că Balaam spune așa, cum pot eu să blestem pe cel care Dumnezeu îl binecuvintează și acum urmează formidabilul. Nu văd nicio nelegiuire în Israel. Wow! Cum adică nu? El spune un text extraordinar. Îl văd, dar nu de aproape. Țineți minte textul. Ochiul lui Dumnezeu așa te vede pe tine și pe mine. Asta e fantastic. Dacă familia rămâne în Hristos, pe asta vreau să punem accent. Că a zis bine, sora, ne ridicăm mingea la fileu, înțelegi? Nu cred că ar trebui să existe relații toxice. Dacă Hristos e acolo, momentul în care apare, în ghilimele, toxicitatea, eu cu soția mea, și nu mi s-a întâmplat doar de mai multe ori, când am plâns și am zis, Doamne, iartă-ne, ne-am supărat, Doamne, ne-am jignit, hai să fim obiectivi, nu? Eu vă spun ceva, cred că sunt de acord, nu mai există alea. De acord? Nu există. Deci de asta sunt relații toxice dacă tu le lași toxicitatea din mine, toxicitatea din soție sau copii, asta zicem noi, relații toxice. Dar ele se pot da o travă dacă vreți, da? Iar o chestie, ca să tot de toxicitate vorbesc, la protecția mâncii am lucrat, aveam alt șef, știți că sunt mulți șef și atunci și acum, și zice, băi Ioane, că știa că-s pocăit, bă, zice, ce n-aveți voi pocăiții să faceți? Ăsta știa de la alți pocăiți că pocăiții au o regulă, niște reguli acolo, n-ai voie, n-ai voie. Băi, eu știu că n-ai voie să ai televizor. Pe vremea chiar n-aveai voie, că ne dădea biserica afară. Credeți ce vă spun, da? By the way, fac o paranteză, era după Revoluție în altă biserică și pus o întrebare. Fraților, cum de nu mai e păcat acum televizorul, dar un frate păstor zice, pentru că păstorii au televizoare. Așa este. Nu mai era păcat. Înțelegeți? Și mă întreabă, domnule, ce n-aveți voie să faceți? Zic, domnule, cine v-a informat, v-a informat greșit. Era mult mai tânăr, la midlife, la perioada de mijloc a vieții mele, pe la 40 și ceva. Zic, domnule, eu am voie să fac orice. Serios, domnule, nu te cred, domnule. Nu, Alex. Am voie să beau și cenură de potasiu, domnule. Așa i-am spus. Dar de ce nu beau? Pentru că nu sunt prost. Da, nu sunt prost să mă otrăvesc singur. E o travă, cum să iau e o travă? Aceeași treabă putem să punem și aici, nu, dragilor? E text acela, e text biblic, că nu vă dau altceva, Psalmul 73. Citiți-l foarte bine când Asaf era gata să alunece, că s-a uitat la cei din jur. Și ajunge să spună, mai spre sfârșit, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc
înaintea ta, da? Măi, chiar de tot să te numești așa? Asta e pocăința adevărată. Credeți-mă, da? De ce? În primul rând, de ce eram mai prost? Acum, vă spun, am citit undeva 5 tipuri de proști. Nu, iertați-mă că nu sunt gândurile mele. Nu sunt ale mele, le dau altuia. Și le găsim prin internet. Primul zice, este prostul invidios. Ăsta era Asaf. Da? Cum zice acolo? Cel prost nu știe lucrul acesta. Prostul ignorant. Da? Și alții. Și atunci, vedeți, în situația asta, el și-a dat seama că aici am fost fără minte, fără judecată, zice, când gândeam. Și în continuare, de ce era ca un dobitoc înaintea lui Dumnezeu? Oameni buni, știți de ce? Pentru că am observat. Uneori se întâmplă cu noi. Trăim pe baza impulsurilor. Ok? Impulsurile îți spune, acționezi la impuls, inclusiv impulsul sexual. O, Doamne, păzește-ne! Și el spune, Doamne, m-am lăsat dus de impulsuri. L-am văzut pe ăla, l-am văzut pe ăla. Dobitoacele n-au duh. Așa e? Din suflet, probabil. Adventiștii spun că au și suflet. În fine, nu contează asta. Și atunci, de ce ne călăuzește pe noi? Scuzați-mă că puneți întrebări scurte și dau răspunsuri lungi. Dar e foarte important, mulțumesc cum ai pus problema, e bună, dar trebuie să ne acceptăm, dragilor, că asta e marea mea durere. Nu ne acceptăm unii pe alții. Și asta vreau, nici în familie, nici în biserică. Doamne, milă de noi. Da? Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă ar prinde să plângă unul pentru altul, iertați-vă, iertare, vara căsniciei. Mai avem timp? Cu acceptul vostru? Da, păi stăm până mai pe la mezul nopții, ce mai? I may do it, eu pot să fac asta, depinde de voi. Ok, cu acceptul vostru. Facem vara, toamna o lăsăm data viitoare. Vara e cea mai frumoasă perioadă. Sunteți de acord? Când am intrat la voi, m-am uitat, am trecut buștenii, zăpadă, frig, sub 0 grade, mă apropii mai puțin, câmpina crește temperatura, când intru la București, soare strălucitor, zic, fai, deja vine vară. Parcă și altfel trăim și la nivel mental, înțelegeți? E, așa e în viața de cuplu. Dumnezeu dă posibilitatea să nu rămâi nici în iarna căsniciei, ok? Primăvara, ați văzut, semeni, numai că semănăm și ce nu trebuie, prin cuvinte, prin atitudini, prin tonul vocii. Mulțumesc, să știi, hai să spun o chestie, nu știu că era tonul vocii așa ca mine, că și eu mai fac, dau un barul cu tonul vocii. Asta vă zic legat de tonul vocii, că probabil am și o dreptate, da? Tot așa am probleme cu tonul vocii, pentru că predic, mă dă seama, și soția mea, mai de mult mi-a zice, tata, e fain, bucuros de tine, dar lasă vocea puțin mai jos, nu prea tare. N-a zic, ai drept, am călcat iară pe bec. Și mi-a venit o idee. Predicatorul îți prinde idei și se apără bine, știți? Și dacă știți și Biblia, zic, iubita, tu trebuie să realizezi un lucru. Că eu am început să predic și am fost evanghelist la viața mea și mergeam în sală de cultură, am fost pe stadion. N-aveam microfoane, n-aveam astea la urechi, înțelegi? Și mama zic, acolo trebuia să strig și că n-aveam. Și zic, bă, asta e de formare profesională. Ies uite la mine și că, da, dar tu crezi că eu sunt auditorul tău ăla din sala de cultură? Și, mama, ai dreptate, că așa e. Și e drept, nu? E drept, ne motivăm, dar n-avem motive. Lucrez foarte mult la tonul vocii. Carmen, lucrez și lucrăm pentru că știu că asta e foarte important. Dar uneori și soțiile noastre, când sunt stresate și încărcate, când mai strigă, spune, mamă, descarcă-te. Vreau să fiu părat răznetul tău astăzi. Dă-i drumul. E rău? Haideți, spuneți, fraților, nu? Mie nu mi se pare greu acum, înainte, da. Că tot o trăznit, așa, o trăznit, o fulgerat. Nu știți ideea cu, ziceți-mi ăsta, Socrate, știți, uite ce vă spuneam, a fost filozof, cred că el credea în Dumnezeu, dar avea o soție teribilă, domnule, asta, numai de scandal, nu lăsa până nu-l provoca, că așa sunt unele femei, aici se exclude, nu avem de astea, știți? Și, da, hai, dar chiar de ce râdeți? Înseamnă că vă laud prea bine? Florina, dragă, eu așa am spus ca și tine, sunt de acord. Cazul de față se exclud. Și ce face? Asta tot îl enerva mereu ca să se înfurie. Era masochist, dacă vreți. Ea era masochistă. Dom'le, și într-o zi ce face? Ia un pahar, nimic, el nu spune nimic. Și se certa cu el. La un moment dat asta a luat o găleată doar să-l provoace. El se uite, slavă cerului, zice. După atâtea trăznete și fulgere, trebuia să vină și ploaia, mă așteptam.
știți, deci asta o pun problemă. Doamne, vă întreb acum mai spre sfârșit. E că ne putem certa frumos? Fără să fie probleme. Și dacă ăla nepocăitul și, hai să spunem, el este și filozof, zicem noi. Noi suntem filozof creștini. Noi avem o ideologie creștină și trebuie să avem mare grijă, să ne ajute Domnul. Amin. Bun. Intrăm în vara căsniciei. Sentiment profund al împlinirii și a siguranței. Și credeți-mă, nu știu, acum sunt puțin nostalgic și mulțumesc că sunt empatic, așa este. Mai ales acum, așa de frumos, mă văd împlinit la 50 ani de căsnicie cu iubita mea, credeți-mă. Aleluia. Nimic nu mai frumos ca asta. Amin. Conflicte, probleme, dar rezolvate. Înțelegeți? Asta e frumusețea. Că n-am rămas acolo. Aleluia. Să vă dea Dumnezeu și vouă tot așa, până plecăm la Domnul. Mereu împreună. Bun? Pentru aceasta va trebui să lucrați împreună. Asta e cheia. Să lucrați împreună la smulgerea buruienelor din căsnicia voastră. Ok. Eu nu vreau să trec puțin mai departe decât să vă rog acum curaj la ce spun. Dați-mi un exemplu de buruien care e în căsnicia voastră. Că probabil și la altele. Mă augură. Hai că aveți multe buruieni. Știu. Acum n-aveți. Dați-mi exemplu de buruien, o vulpe mică. Eu tot cu centru. Mă duc la masa asta, la mesele astea pe stânga. Tare, ați auzit? Traduc pentru nerăbdarea. Ah, dar care e soluția, soră, pentru a căpăta răbdare? Că ea era o problemă gravă cu noi, știți care e? Ne rugăm de ani de zile, dar deja am primit. Dăm răbdare că n-am. Aveți necazuri. Păi, și mulțumiți? Aleluia! Și v-ați dat și la joale câteodată? V-ați dat la joale, ca și... Acolo mă simt răbdarea. Și Domnul spune, nu ai cerut, uite cât să dau acum. Păi cât să avem răbdare oamenii, dacă toți suntem buni, frumoși, unii cu alții, nu? Acolo se formează, mulțumesc în răbdarea. Și Domnul lucrează prin necazuri, prin probleme. Doamne, îți mulțumesc și pentru încercări. Scumpilor, credeți-mă și asta. Am 3 episoade mari în viața mea de creștin și de lucrător, care nu le pot uita, dar... Vă garantez, dacă Dumnezeu, Iisus, nu era de partea mea, el era una zile de nebună, era miloas, să mă vedeați umblând pe stradă, la Sisi, la balcon. Înțelegeți? Dumnezeu a fost cu mine, cu noi, cu familiile noastre, că familiile păstorilor, credeți-mă, sunt ținta diavolului. Dar Satan a biruit. Glorie Domnului că n-a biruit și nu va birui oameni buni. Cu Hristos nu te îmbolnăvești, cu Hristos nu cazi. Sunt cele mai frumoase perioade în viață. Acolo m-am învățat răbdarea, iertarea, cum a iertat Hristos, este extraordinar asta. Bun, altceva. Sunt prea puține, probabil. Zi-o tare! Mânia, ai zis exact ce mai smulg eu de atâția ani. Mânia! Mâna sus, cine nu luptă cu mânia? Astăzi lipsește. Da, vedeți toți? Exact. Și știți ce mai facem noi? Vedeți conștientizarea. Vedeți că metoda asta a abilităților, consiliere, familie, cum să le numiți, Dumnezeu ne învață. Dumnezeu vine la Iona, vă aduceți voi aminte? Într-o împrejurare, că nouă ni se pare uneori că facem planul Domnului când facem planul nostru. Și atenție ce vă spun, e spiritual, nouă ni se pare că e bun. Și auziți de multe ori și de la învoșă, fraților, Domnul m-a călăuzit. Ok, vreau să văd și să aud. Și acum uitați-vă voi, vreau să vă întreb dacă Iona, care a fugit, știți de unde? Da, unde l-a trimis Dumnezeu? La Ninive. El unde fuge? La Tars. Întrebarea e cheie. Cine știe? Mă duc la originea problemei. Așa se spune. Du-te la rădăcina problemei. Cine știe de ce a fugit Iona la Tars? N-a vrut să meargă în Ninive? Să nu se pocăiască. Îi judeca? Știți cât de bine vă înțeleg când consilierea n-ai văzut, te înțeleg dacă n-ai trecut pe acolo. Dar acum vă înțeleg așa de bine că și eu am zis ca voi. Dacă n-am intrat mai profund și am studiat Iona, am înțeles limbajul lui Iona ce spune el. Uneori suntem și noi la fel. Știți ce spune Iona? Dacă vă aduceți voi aminte și cu acel pom curcubete care a crescut peste noapte a luat-o Dumnezeu, s-a mâniat și Dumnezeu îi pune o întrebare de conștientizare. Bine faci
Tu, Iona, că te... Ce răspunde Iona? Bine fac! Până la moarte! Știți că mânia, el a zis bine, că cine nu se mânie, vă spun că e bolnav. Serios! Mânia face parte din mecanismele de apărare. Mânia, durerea, mai sunt câteva, în fine, nu fac asta cu voi. De exemplu, dacă voi îmi spuneți că eu m-am lovit de ușă și mă, de frate, ne-l te doare, nu, ăsta e bolnav, cum să nu-l doară? Adică, mecanismul de apărare îmi spune că ceva nu e în regulă. Dumnezeu le-a lăsat să-mi spună ura la fel. Și acum, ideea să nu te stăpânească mânia, că acolo e problema, că înțelegeți voi? Mânia e un semnal. Mânia e un LED care ți se aprinde. E normal, dar nu e bine. Bine fac, până la moarte. Și acum eu nu continuă. De asta am fugit eu la Tars, îl cunoștea pe Dumnezeu, că știam că ești un Dumnezeu plin de bunătate, de îndurare și că ierți. Ascultați-mă bine, îți iartă Dumnezeu soțul care ți-a greșit. Da, dar tu. Îți iartă Dumnezeu soția care ți-a greșit. Da, dar tu. Eu nu sunt Dumnezeu. Scuze-mă? Sunt. Trebuie să iert? Cum? Bun, Alex, nota 10 la asta. Marea majoritate, asta spun, cum iartă Hristos. Dar haideți să vedeți că asta e teorie. De ce? Întrebarea mea spune, cum iartă Hristos? Tot Biblia mea o spune. Și asta am zis, Doamne, nu pot. Și Dumnezeu m-a binecuvântat. Cum iartă? Wow! Cum? Bravo, zi mai tare. Nicoleta, da? Azi, bine, țin numele, că botez pe oameni și pe, da? Nicoleta a zis, iartă și nu își mai aduce aminte. Amin. Amin. Nu-ți mai adu aminte. Oameni, bă, asta se întâmplă în biserici, în familie. Păi, mă, dacă am cerut iertare, dacă am rezolvat o, de ce pomenești? Știi ce ne dezbină? Cine iartă, acoperă o sumedenie de greșeli. Dar cine le pomenește mereu, dezbină pe cei mai buni prieteni, cele mai bune cupluri. Nu mai le scoatem. Bine? Ce face Dumnezeu cu păcatele noastre? Unde? Scuzați-mă, exact cum ne spune Biblia. Vreau să aud. Că și-au zis, cum zicem noi, în marea uitării. Nu există în Biblie. Zi mai tare, Carmen. În adâncul mării. Bravo! Am văzut. Iertaje dacă nu spune, spune bine. Aleluia. Mă, e bun dacă-s de folos pentru valele, mulțumesc, Doamne, glorie ție. Exact. Și cine, lui Dumnezeu îi spunea, și-a aruncat cheia în adânc. Wow! Nu mai deschide niciodată. Mulțumesc, soră, ne completez. A început aripa stângă să meargă bine. Exact, pescuitul interzis, nu mai pescuiți. Minunat. Și la copiii tăi. Vedeți, unei părinți, mame, pomenește, mai ales mă uit la... Că trebuie parcă te răscolești așa și fetele mele, dragi, mâncarea ta de la fel. Spune la mică, dar ce ai făcut ieri? Mami, dar de ce mă-mi amintesc de ce am făcut ieri? Până și copiii te critică, nu? Asta e foarte fain să o rezolvăm. Și vă rog mult, mamelor, taților, vă rog, nu dormiți înainte să vă rugați cu copilul vostru. Bine? Bine, chiar dacă îl cerți, dragă Paul, știu că împreună cu Carmen, de acum vă zic că împreună cu copiii voștri. Nimic nu mai e frumos ca asta. Îmi spunea sorin al meu, din acum el în Irlanda, a zis, tata, credeți-mă, noi am uitat. Tata, nu uităm niciodată. Zic, ce tata? Când noi eram mici, tot șase, luam Biblia pentru că și eu micuți, nu uit, când ne citeai din Biblie, din Biblia aceea și te rugai cu notă. Zice, același lucru fac eu cu copiii mei, are un băiat și o fată. Vedeți că nu am știut. Copilul tău face ce vede mai mult decât ce vorbești. Mulțumesc! Aici eram. Ah, ce zici de cuvântul la maxim? Te va ajuta să profiți la maxim de anotimpul de vară fierbinte și să identifici conflictele ascunse. Fiți atenți! Fiți atenți! Asta înseamnă să știți că doamnele sunt mai intuitive ca noi, nu știu dacă ați observat. Uneori depășește. Ea vede și ce nu ți se întâmplă. Vă spun eu că așa e. Nu? Zic bine, știu că dar vorba aceea, 50 de ani am învățat. Da. Așa. Și să identifici conflictele ascunse care pot apărea la suprafață și pot amenința mulțumirea și stabilitatea. Dacă citiți cu atenție, Proverbele are rolul, e cea mai bună carte de consiliere, să știți acolo, are rolul, cartea Proverbele, să ne facă preventivi.
prudența o numește acolo, nu? Să vezi pericolul mai dinainte. De asta v-am spus, nu ia o soră lângă mine. Și oameni buni, știți cât suntem de afectați? Fraților, vouă vă spun în primul rând, mai ales că mergem în lucrare. Diavolul ne pândește la orice colț. Nu mi-e greu să vă spun ce s-a întâmplat. Tot așa, printre primele conferințe care le aveam, veneam de la Timișoara. Și atenție, vă spun acestea ca să fiți deschiși cu soțiile voastre, ok? Vă vor înțelege mai bine ispitele și problemele. Veneam de la conferință de familie și dacă știți cum veniți de acolo, ieșiți la Sibiu să intrați spre Făgăraș, e acolo un chioșc, înțelegeți, așa? Și erau două doamne acolo la chioșc, care i-am zis că e un chioșc din ăsta cu artizanatul. Opresc și eu să întreb dacă pot să-mi las mașina. Știți? Dau fereastra din dreapta jos, zic, sărut mâna, nu vă supărați, pot să las mașina? Da, 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 lăsați mașina aici, nicio problemă. Dar ea vine așa, se pune coatele pe ea și zice, și nu turiți nimic, dar eu ne vezi, ce? Sex. Zic, du-te, doamne, de aici, venea să... Du-te, doamne, am soție acasă, nimic, mi-am mutat mașina mai încolo, dar mă uitam de la restaurant că m-am să mănânc, mă, să-mi spargă cauciucurile. Serios? Na, vine frica asta. Și am ajuns acasă, oameni buni, surori și frași, și a zis, iubita, uite cum dracu îmi întinde curse. E mult mai bine să fii vulnerabil, credeți-mă, decât să cum îi zic, bă, frate, pe mine nu, fă-ți de treabă, dă ăla cu tine de pământ, de n-ai să uiți. Fiți vulnerabil, împărtășiți-vă aceste lucruri, sunt foarte importante. Mulțumesc, mă dăm mai departe. Hai să vedem câteva buruieni. Sunt vulpile mici. Avem principiul biblic? Care? Ce semeni? Aceea culege. Repet ce v-am spus. Păi dacă semănă grâu, nu o să culeg porumb. Și invers. Da? Cântarea cântărilor, aveți textele acolo. Întrebarea pe care o dă Iisus într-o pildă, țineți minte, pilda neghinei. A semănat în țarină. Și Iisus dă explicație. Unde dă numai nevoie să dăm explicație. Țarina este lumea, zice. Sămânța bună, cine sunt? Fii împărăție, așa de departe. Și neghina, fii celui rău. Pe când dormeau oamenii, a venit un dușman, zice, și a semănat neghina printre grâu. Întrebare, când a semănat neghina? Aha. Când seamănă diavolul neghina? Când dormim. Ok? Și pe plan spiritual, și în familie, și tocmai de aceea este problema. Dar vedeți că aici e voluntarismul nostru. Foarte mulți voluntari suntem. Să smulgem neghina. Be good. Fii bun. Stai. Wait. Așteaptă. Smulge neghina din viața ta. Pentru că ideea este ce trebuie, care era datoria lor. Să păzească să nu se semene neghina. Așa e? Aceeași treabă și la noi. Așa că e mai ușor să încercăm să smulgem neghina decât să veghem. Ia. Da? Și atunci veghează ca vrăjmașul să nu semene neghina. Fiți foarte atenți legat de smulgere. Prindeți vulpile mici. Zice acolo în cântarea cântărilor. Buruieni în căsnici. Haideți să le vedem, le aveți toate. Le-am pus aici în formă de diagramă. Mulțumesc, Tona, ai mers foarte bine. Un duc de mâine de răzbunare. Vedeți, în partea stângă le aveți. Și v-am dat și soluția. Terapia faină. Cum, frate, să scăpăm de ele? Simplu zic eu acum. Cum scăpăm de eliberare, de duc de mâine? Eliberare prin mărturisire și rugăciune. Da? Doamne, am păcătuit. Credeți că mâine este un păcat? Că vorbim de păcatele mari. Da? Cine poate să-mi citeze că suntem la mânie? Textul din Efeseni. Încerc totuși pe la 5 jumate să termin. Textul din Efeseni 4. Să fiți foarte atenți acolo. Că la sfârșit se termină, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Atenție! Mânia întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și vă rog ceva să credeți ce spune Biblia. Duhul Sfânt care v-a fost dat, sunteți pentecostali buni și pecetluiți, vi l-a dat pentru un timp sau pentru tot timpul când suntem? V-am spus că vă iubesc, sunteți biblici. Exact. Nu se joacă, îți dau Duhul Sfânt, ți-l iau. Dar îl putem întrista? Îl putem stinge, asta e altceva. Și Domnul spune acolo să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar Efeseni 4 spune așa. Cum zice legat de mânie? Mâniați-vă? Voi ce înțelegeți de acolo? Aha. Aha. Știți care mai e greșeala mea și a voastră pe care o facem?
nu citim întregul context. Doar un verset. Și uitați-vă foarte atent acolo, toate Bibliile m-am uitat, este pus în ghilemele. Este? Mâniați-vă și nu păcătiți. Așa-i? Asta era ideea multora și în Efeseni și în altă parte. Poți să te mâni fără să păcătuiești. Come on! Nu există așa ceva. Pentru că Iacob spune, mânia omului nu lucrează? Ok? Așa o ziceau mulți. Și Pavel spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Dar, cum continuă? Să n-apună soarele. Nu vă opriți acolo. Când apune soarele, dimineața sau seara? Adică nu mergeți la culcare mânioși, ok? De acord? Și, Paul, ce spune următorul? Aha, vedeți cheia? Vedeți cheia? Orice mânie e un prilej dat diavolului, ok? E cârligul de care se prinde. Cine nu se mânie? Îi place satanei să spui asta, ok? Nu vreau... Știți că asta este ideea. Auzeam o predică și mi-a plăcut. Să știți, și m-am tot gândit, ziceți, păi, voi știți că diavolul vă respectă opinia și alegerea voastră? Când spui nu, nu satanul, el nu, chiar dacă încearcă. Spuneți-i nu, nu mă mai mânie. Nu mă mai amărăsc. Exact cum am spus și de mine. Că mi-a scăzut tensiunea, v-am zis-o. Nu, am uitat-o, da? Că nu scădea tensiunea. Ani și ani de zile. Și care era cauza? Vă spun, amărăciunea. Și am luptat. Și tot așa am mărturisit-o Domnului și a zis, Doamne, scapă-mă, te rog, de amărăciune. Și m-a scăpat, aleluia, glorie lui. Mărturisește, recunoaște și roagă-te. Acum e o problemă mare. Suprimirea nevoilor sexuale prin pornografie. Aici nu am statistici, dar sunt dure. Legat de tineri. Peste jumătate din numărul de băieți, din biserici. Frecventează astfel de site-uri. Vreau să mă credeți ce vă spun acum? Că și în biserici au apărut fenomene și mai grave? Homosexual? Trist. Cum? Există speranță pentru astfel de persoane, dragilor? Hai să vă învăț. Am învățat și eu, nu vă învăț eu. Am învățat un consiliu, o chestie extraordinară și m-a ajutat și vă ajută. Vă rog mult, nu uitați. Separați omul de problemele lui, bine? Omul are valoare. Problemele lui îl ajutăm să le rezolve, să le rezolvăm. Cineva spune, bă, am probleme, îl dau, îl arunc din biserică, stai măi că Dumnezeu nu aruncă. Și doamnelor, spun adevărul, când voi spălați bebelușul, aruncați bebelușul tot cu apa murdară? Dar ce faceți? Aha, și apa murdară o separați. Asta e terapia lui Dumnezeu, dacă vreți. Și asta trebuie să învăț eu și voi. Și mă suna și pe mine un tânăr care mă cunoștea, am vorbit de confidențialitate într-o biserică, omul m-a cunoscut, îl cunosc bine, lider de tineret, înțelegeți? N-am voie să fiu șocabil. Dacă mă vedea, fața mea era șocabilă. Frate, ne-a luat ajutații, mă plângea. Plângea. Și mi-a spus, am ajuns aici. Am practicat cu un băiat din biserică. Întrebare. Paul, dacă mă auzea asta, că o spun, pleca de la mine. N-a făcut. A zis, Doamne, stăpânește-mă. Știți de ce? Omul, dacă ești șocabil, nu mai are curajul să se deschide. Înțelegeți? Și a spus, dragule, știți ce am spus? Am în Biblie un text pentru tine. Ce text să ai? Ascultați, Psalmul 40. Eram în noroi și am strigat către Domnul. Și El m-a scos de unde? Din fundul? Mocirile, oameni buni. Înțelegeți? Înțelegem? Dumnezeu nu se murdărește. Este? Dumnezeu se coboară. Asta este formidabil. Neînțeles? Se coboară noroiul meu, al vostru și ne ridică de acolo. Asta El a spus. Finalul a fost formidabil. Credeți-mă, convins că Dumnezeu l-a eliberat. Ultima întâlnire a noastră, a plâns El, am plâns eu și striga, Doamne, scoate-mă din morcina în care sunt, dacă ați auzit rugăciune de asta, vă cutremurați, scoate-mă, Doamne, plângeam și eu, Doamne, eliberează-l. Și l-a scos din noroi. Aleluia! Știți unde apar temerile? Acum m-a sunat că apărea temeri. Mă mai pot însura? Be happy, man, no problem. Fii fericit, cum să nu, Dumnezeu ți-a uitat viitorul. Azi e căsătorit, am avut consiliere premaritală cu amândoi. O soție minunată. Sunt împreună, aleluia! Orice păcătos poate să fie eliberat.
Să știi să te apropii, să știi să-l ridici, pentru că pică foarte mulți în astfel de situații. Și ascultați-mă, fiți pregătiți să ajutați generația care vin după voi. Da? Mai departe. Te rog, Paul. Da. Da, Paul, eu spun tuturor și vă spun vouă tuturor, oricine mă aude, slavă Domnului că mă aude. Nu mergeți la oricine. Depinde la cine te duci. Du-te la un om care e confident. Numai dacă mi-i îngăduiți, vă spun. Cum procedezi? Eu am un contract de confidențialitate. Contract de consiliere. Promit confidențialitatea. Și e luat până unde? Cum? Înțelegeți ce vreau să spun? Este dialogul în consilierea creștină devine trialog. Adică eu, el și Dumnezeu. That's all. Asta e tot. Și omul se deschide. Și am trei fraze. Nu e greu să le folosiți și voi. Nu suntem la un curs de consiliere. Sunt aici nu să te condamne, spun la toți. Nu sunt aici să te judec. Sunt aici să te ajut. Fac tot ce pot eu ca să te ajut. Asta să o spuneți oamenilor. Asta să o spui și soției tale. Draga mea, nu te judec. Da? Copilul, nu te judec. Mama te ajută. Nu te condamn, dar noi condamnăm. Grijă foarte mare la astea. Paul, mulțumesc că a ridicat problema asta foarte bună. Asta ar trebui să fie între noi toți. Doamne, ajută-ne! Pentru că, să știți, confidențialitatea nu este doar în consiliere. Proverbele spune, sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Deci asta e calitatea unui suflet credincios, confidențialitatea ține ce i s-a încredințat. Ne mutăm mai departe. Un duc neînvățabil. Da? Iată o buruiană mare, mare, mare. Da? Mi s-a întâmplat să mă duc la cineva să-i ofer un pic de ajutor. Nu că eu sunt grozav, că să știți, am nevoie să mai văd multe în ale consiliere. Știi că un frate care a zis că el e cu parte de consiliere, frate drag, vreau să te ajut. Uite, cum vă spun vouă, am zis, frate, eu știu, eu n-am nevoie, zic, fii binecuvântat nici până azi, să câțiva cu oamenii ăștia nu încerca să-i învățați, că you will be sorry. Veți fi cu părere de după aceea. Bine? Fiți învățabili. E foarte important. Și cum spune acolo? Exersarea voinței în a te lăsa. Ok? Încă nu știm totul. Știți ceva? Conflictele. Vorbim în limbi. Care mai e pe la noi? Prorocia. Vă spun ceva, Pavel, ne dă cea mai frumoasă lecție acum. Cunoaștem în parte. De ce să ne certăm noi? Iertați-mi expresia ca fraierii de la care sunt în parte. În parte. Când va veni ce desăvârșit. Și mai multă pacea, liniștea și bucuria între noi. Fiți învățabili. Apoi, nu am înțeles limbajul de dragoste al partenerului. Iată ce am făcut noi împreună. Încercăm să slujim potrivit limbajului ei sau a lui. Mergem mai departe. Terminăm buruienile astea, da? Alte buruieni. Cuplul căsătorit rămâne sub autoritatea parentală. Scuzați-mă, dar cred că mă credeți, da? Știu mame care merg acasă la fete, de ele smăritate. Mama, să văd ce ai în frigider. Și uite așa și genele, după ce cred, de ce mai a venit maică ta să ne controleze până ce avem aici? Dar se întâmplă ce vă spun, realități. Da? Nu, eu spun așa, l-am spus la cineva, soră, încearcă să ții mâinile încet, încet de pe copilul tău. Ok, încercați și voi, 18, 19, 20 de ani, că altfel vor fi probleme, sigur. Da? Mai departe, nu cinstim soțiile cum trebuie. Care e soluția? Imaturitate spirituală. Imaturitate spirituală. Am pus și sexuală. Da, există. Cu altă ocazie o să discutăm, pentru că foarte mulți intră în cuplu nepregătit, ca un copil la minte. Credeți-mă ce vă spun. Nu are maturitate. Da? Pe plan spiritual este aceeași problemă. Pavel spunea corintenilor, fiți la minte oameni mari. Dar la răutate fiți prunci. Și avem nevoie, dacă vă uitați, rugăciune, citire, studiu împreună, îndeplinirea datorilor noastre, culegere de informații corecte, chiar în domeniul acesta, ok? Avem, slavă Domnului, atâtea cărți. Și doamne, și surori, și frați care ne explică totul. Bun, lipsa de intimitate spirituală și trupească. Petrecerea unui timp de calitate, ce vorbeam înainte. Educația greșită a copiilor, da? Citirea împreună de cărți referitoare la acest subiect l-am dat pe Dobson, da? Cu cărți foarte bune, avem destui care ne ajută, nu suntem specialiști în toate acestea. Hai să vedem dacă mai avem ceva, oricum cred că închem, da? Bun, rămânem aici. Ce bine, am terminat.
intrăm în toamnă, mâine dacă ajută Domnul. Bun, și finalul. Vă rog să spuneți întrebări care mai aveți, comentarii, le ascult și eu cu plăcere. Îmi sunteți dragi, serios. Da. Nu înțeleg, Clau. Mă întreb și eu. I know. Știți ce zic mereu? Soția mi-a dat numele de Sfredeluș. Mi-a scris acolo ceva, că cineva mi-a zis, i-am spus, mă lor, la masă aici, că cineva mi-a zis așa, un frate lucrător. Zice, că, apoi, frate Nelu, dumneavoastră ești cam la apusul vieții. M-am bărbătat, știți? No problem. Și îmi scrie acum fiică mea și nevastă mea, zice, tata, fi binecuvântat de Domnul. Văd că ești sfredeluș și nu ești în adevăr la apusul vieții, m-a încurajat. Asta e răspunsul. Fiți conectați la sursă. Mie place un text, chiar dacă îmbătrânesc. Să știți că trăiesc asta, întâlnenica vulturii, puterea spirituală interioară. Eu sunt convins de ce vă spun, este invers proporțional. În timp ce omul din afară se trece, omul din interior, și omul interior susține omul exterior. Credeți ce vă spun? Vă doresc la toți. Și rugați-vă când am nevoie. Da? Ok. Adonelu, vreau să vă felicit și să vă spun că e prima dată când participă așa ceva. Wow. Și vreau să vă întreb, de ce atât de puțină consiliere pe partea familială, inclusiv pe partea sexuală, în bisericile pentecostale, de ce a devenit un subiect tabu? Și de ce nu vorbim? Pentru că știm, toți auzim și știm că toți să vârfesc pe la corp. Pentru că cele mai multe probleme sexuale noi le avem pocăiții, pentru că nu vorbim niciodată de aceste. Yes. Florin. Valentin, eu v-am spus că am darul să botez pe oameni. Mielul vi-l dau că se apropie Paștele oricum. Valentin, da, asta e o mare problemă și eu. Acum, ca să înțelegi care e problema, nouă ni se pare că asta nu trebuie discutate nici în cadrul familiei. Nu știu dacă știți întâmplarea, dar vă spun, cred că s-a mai auzit, s-a vehiculat asta. Tot așa, un frate îi spune unui alt frate din biserică, un păstor sau consilier, i-a spus, tu, asta de vorbă vreodată cu băiatul tău? Despre ce băi? Da, din Biblia, nu, de problemele sexuale cu care se confruntă băiatul. Păi zice, nu, băi, du-te repede acum că mai se poate, măi, nu mai târziu. Bine, omul s-a dus, fiți atenți, că poate vă vedeți unii pe acolo. S-a dus și-a rezervat timpul și zice, băiatul, tate, hai să stăm puțin de vorbă. Vine băiatul, înțelegeți voi? Da, tată, zice, despre ce vreți să discutăm. Dați-mi voi să limbajăm. Păi zice, știi, problemele astea ale noastre, care-i tata astea ale noastre, că avem multe? Păi, știi tu, care tată spune nume? Păi, ce vrei să spui despre sex? Da, de astea. Ce vrei, tată? Ce nu știi, tata, să te învăț eu? Păi nu e o rușine? Exact, Paul. Și de nu se discută, pentru că eu vă spun așa și repet ce am început. Cred din tot sufletul meu, dragilor, că cel mai pervertit în cuplu este sexul. Și asta e dureros. Dumnezeu l-a făcut. Dumnezeu l-a lăsat să funcționeze în cadrul acesta. Unii zic, domnule, pe mine nu mă interesează ce în camera mea și soție sau sub plapă. Ba da, pe Dumnezeu îl interesează chestia asta. Nu? Și ne interesează. Și de aceea, Valentin, eu cred că a venit vremea, poate puțin cam târziu, dar nu prea târziu, să le facem. Și cât mai des, vă rog, să vă întâlniți. Că e mare nevoie. Și până acolo, la partea a treia, unitatea trupească, avem celelalte, uitați, conflictele. De exemplu, cum abordăm conflictele? Doar vă dau pentru, mă rog, informarea noastră. Am emisiune la Credo TV, poate că ne-ați văzut, în fiecare miercuri seara, de la 7:30 la 8, cu reluare dimineața la ora 10:30 la 11. Dar, dacă intrați pe site-ul nostru, vedeți acolo, găsiți toate cele 54 de episoade. Acolo vorbesc de crizele etapelor vieții, de la naștere până la moarte, inclusiv crizele familiale, cum ieșim de acolo. Beneficiu și binecuvântări unor crize. Deci, cred că asta e foarte important ce spui, Valentin. Foarte, foarte important. Ca să avem familie puternice. Vedeți curentul care acum, cu asta de gen și toate care circulă, vehiculează printre noi, e dezastru. Oare nu-i semnal biserica să fie pregătită? Ce ziceți? Ba da, Domnul să vă ajute și să ne ajute. Ok? Consiliere, vă rog mult, gândiți-vă la ea că mi-mi place când aud asta. Cristocentrică, focalizată pe Hristos și cursuri. Voi vreau să deveniți consilieri.
și vă ajută. Scuze, sora dragă, ascultați-mă bine, dacă eu nu făceam cursurile înainte și primeam informațiile în crizele în care am trecut, Biblia mă ajută, e adevărat, dar asta m-a ajutat și mai mult. Da, te rog, soră. Corneliu Chiriluț, scuze, spun ceva, nu am o rugăminte, întreabă-l cine l-a instruit pe dumnealui, unde a fost, de-a luat cursul? Întreabă-l așa, te rog, cu ce mare? Da, da, anytime. Ți-am uitat numele. De voie. Alexandra, eu cred că este o urgență. Ideea mea și cuvântul meu vi-l spun și vouă. Fiecare biserică ar trebui să aibă o echipă de prim ajutor. Așa o numesc eu. Oriunde mergi, există o echipă de prim ajutor. Da, o fi păstorul, dar păstorul nu le poate face pe toate. Și ca să mă înțelegeți și mai bine, vreau să fiu scurt aici, am niște prieteni în Pennsylvania, Statele Unite, și am fost la ei, m-au invitat, am rămas, pe atunci nu făceam consiliere, puțin șocat chiar așa, m-am vindecat de șocul ăla, știi? Deci era biroul pastoral a păstorului, avea două birouri pentru consiliere. Unul era pentru consiliere familiară și avea familie, cuplu pregătite, biserică la vreo 600, și alături un alt birou de consiliere pentru depresii, adicții, bla bla, toate chestiile astea. Deci cred că asta e foarte important și trebuie să meargă mână în mână consilierea cu teologia. Absolut necesară. Asta o văd una, nu se poate fără cealaltă. Ca să fii bun consilier, trebuie să cunoști bine Scriptura, pentru că ești cristocentric. Să știi ce pastile, ce medicamente spirituale să dai consiliaților tăi. Asta e foarte, foarte important. Și mă credeți că am fost vindecat mai mult pe linia asta? V-am zis când am fost la voi că aveam probleme cu piciorul, parcă v-a zis, la biserică, nu? Psalmul 23? Da, exact. Exact, exact. Aleluia, amin, slavă Domnului, da? Și vedeți, apropo de ce spui tu, Valentin, este ideea că dacă e depresie, acolo îi duc necurat, la exorcizare cu tine. A, să vedeți ce chestie, am fost în Austria, tot așa, știi? Și mă luam la biserică, nu dau nuanța, că nu vreau să ofensez pe nimeni, și eu luam atunci, erau CD-uri legate de depresie, știi? Și am zis că fratele face un favor, am dat niște DVD-uri, fratele zice că a, are frate niște DVD-uri, aia are depresia. Păi noi nu ne prea interesează că asta, zice, aia e problema de boală, de demon, nu discutăm de asta, zic mulțumesc de serviciu, frate. Deci asta se par la oameni. Și eu cred că asta se le mai, o parte mai frecvent. Și măcar dacă la acest nivel am avea mai pregătiți, e absolut necesar. Absolut necesar. Vreau să punctez ceva. Te rog. Trebuie și o persoană specializată pe astăzi dumneavoastră. Pentru că știi niște lucruri. Înțelegeți? Nu poți să știi de la cine primești consilii. Yes. În loc să te... salveze, te bagă mai rău. Yeah. Absolut. Să știi că sunt specialist, dar am nevoie de mai mult, de mai mult. Dacă și, da, 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 da. Haideți să vă spun, vreau să fiu onest cu voi, acum vreo 20 ceva de ani în urmă am început să studiez, dar am făcut-o și la teologie, înțelegeți? Și am zis că știu, frate, cum zic mulți teologi. Dragilor, când am început să studiez, deci ai făcut și cursul fundamental, mi-e închipui, nu, dragă, sură? No. Și când am văzut cu ce se mănâncă consilierea, zic, aole, ce m-am păcălit. Când am văzut consilierea, să dai sfaturi, toți ne pricepem, nu. Consilierea, ascultare, exact, să mergi la rădăcina problemei cu consiliatul, o sumă de alte lucruri, da? Eu zic, specializați-vă și în aceste domenii, că nu e greu, dar este absolut necesar. Absolut necesar, da, mulțumesc. Cu bucurie. Mulțumesc. It's enough. Este suficient. Vă mulțumesc din suflet. Ați fost eroii mei. Nu eu. Voi, că ați rezistat.